deprimării în noi. E vorba de, cum bănuiți, de avort. Păcatele grele generează înstrăinarea cea mai profundă de viață. Prin urmare, atunci când păcătuim greu, gradul de moarte din mine este mai profund. În limbaj mai modern am zice că suntem deprimați. Intrăm în depresie, intrăm într-o stare în care toate se înfundă, în care lipsa de sens își spune cuvântul. Păcatul avortului este unul din păcatele grele. Medicii spun că după păcatul avortului urmează așa numitul sindrom post-avort, adică totalitatea stărilor sufletești sau psihice care apar imediat sau care pot să apară după un interval de timp destul de îndelungat în urma unui avort. Și tot medicii spun că sindromul acesta post-avort de regulă apare cu întârziere. Imediat după avort, se scrie în studiile medicale, femeia încearcă, vă citesc, încearcă un sentiment în care vinovăția este amestecată cu ușurarea. În sensul că a scăpat din încurcătura, între ghilimele încurcătura, în care îi se punea viața și viitorul propriului, viitorul prin copilul nedorit. Deci ăsta e primul sentiment al unei femei care merge acolo să se ucidă un copil, că a scăpat. Dar în același timp are și un sentiment mai accentuat sau mai puțin accentuat în funcție de educația pe care o are, de vinovăție. Chiar dacă nu are niciun fel de educație religioasă, adolescenta sau tânăra care face un avort simte că ceva nu e în ordine. De ce? Pentru că structural, am zis, ne asemănăm cu Dumnezeu. Conștiința lucrează independent de minte. Mintea are un spațiu, o zonă a ei, un plan care se manifestă la nivelul conștiinței, dar mintea este întotdeauna partea superioară a ceea ce numim noi parte sufletească, partea superioară a sufletului. Este acel nus gândit de părinți și de filozofie. E partea aceea care, chiar dacă prin cădere se ajunge și ea determinată de simțuri, dar la nivelul superior al minții, conștiința lucrează și o obligă să se sesizeze că ceva nu e în ordine, chiar dacă nu are niciun fel de educație religioasă. Cât de necredincios, cât de pro-avort ar fi, după ce face un avort, simte la nivel existențial că ceva nu e în ordine, că s-a ușurat și a terminat problema care o încurca, dar în același timp simte că ceva nu e în ordine. Apoi, spun medicii, urmează o a doua fază. Fază numită de negare și reprimare. Adică încearcă femeia sau tânăra, încearcă să spună, măi, o fi ceva rău, dar până la urmă că noi cam știm ce e acolo în pântece. Or fi doar vorba de doar o săptămână, de două, de trei săptămâni, de o lună, și dacă e vorba de perioada aceasta, e acolo un gen organic, niște celule, e o materie organică, e o multitudine de celule organice. Nu are încă chip, nu are încă cord, ba nu mai are creier, o fi făptură dacă nu are creier, o fi persoană. Foarte mulți, foarte adesea, adică nu mulți, foarte adesea se aude, păi am făcut un avort, dar foarte repede, n-avea decât două săptămâni. Adică încă nu era ce trebuia să fie, nu era încă om. Deci apare, spun medicii, faza aceasta de negare și reprimare a faptului că ar fi chiar om real, că ar fi ucidere reală. Și mai degrabă, zic ei, un produs de concepție, un produs organic, alcătuit din mai multe sau din mai puține celule. Și faza a treia, spun cei care au studiat, după aproximativ 5 ani, alteori 10 ani, alteori 20 de ani sau mai mult, apar dintr-o dată zguduiri și treziri interioare ale conștiinței. Și apar sentimente de vinovăție din cele mai curioase și mai acute în același timp, care multă vreme au fost reprimate, iar acum ies la suprafață, își fac loc. E vorba de faptul că s-ar putea să fie un eveniment legat de nașterea unui copil.
ajunge femeia care în adolescență sau în tinerețe a făcut un avort, ajunge poate bunică și asistă la venirea pe lume a nepotului. Și nașterea aceea declanșează dintr-o dată în conștiința ei, măi, eu n-am născut și ea a născut, uite că e vorba de un copil. Și dintr-o dată îi vine, chiar dacă ar încerca să-și explice că n-a fost chiar copil, iar că a avut numai o săptămână, permanent o apasă ideea că a fost un copil, totuși a fost un copil real acolo. Că n-a fost vorba doar de un gen de celule. Și încep problematizările, mustrările de conștiință. În cazul în care femeia, și de regulă se întâmplă lucrul acesta, trece prin crize existențiale, respectiv, fie probleme de sănătate, fie probleme de neînțelegeri în familie, fie sărăcie materială, culmea e, culmea, nu-i culmea, dar în limbajul nostru nu putem zice altfel, că limităm nașterea de copii și pe măsură ce o limităm, sărăcim mai mult material. O limităm ca să putem da o educație cât mai adecvată pruncilor și în același timp vedem că intrăm în impas material pe măsură ce averea se mulțește. Și dacă toate acestea, am zis, declanșarea inițială prin apropierea de conștiința că a fost totuși copil real, plus crize existențiale, toate acestea la un loc, generează declanșarea așa numitului sindrom post-avort. Unul dintre medici, Todea Gross, scrie așa, face o sinteză a simptomelor caracteristice sindromului post-avort. Spune, depresii nervoase adesea urmate sau însoțite cu tentative de suicid, adică de sinucidere. Tulburări de somn, insomnii și vise terifiante, căderi în gol, urmăriri, nașteri de copii morți, rupți, înfometați, etc. La alții, tulburări în alimentație, tulburări afective, sentimente de frustrare, atacuri frecvente de plâns, strigăte disperate, stările acestea de melancolie bolnăvicioasă, nu merge bine și îți vine să tot plângi, nu știi de ce. Gânduri și tentative de sinucidere venite pe neașteptate sau venite din tristețe, din stările interioare de lipsă de speranță, inutilitate, destrămarea relațiilor interpersonale cu partenerul, cu copiii, cu prietenii, răceală emoțională, pesimism, atacuri de frică, tulburări de memorie, dificultăți de concentrare, pierderea interesului pentru activitățile desfășurate, sindromul așa numit, sindromul aniversării, adică îți aduce aminte când s-a întâmplat pierderea copilului și începe să te marcheze data respectivă de câte ori se apropie. Psihoze acute, reacții schizofrenice, sentimentul de vinovăție, predispoziție pentru boli de dependență, consum de alcool, droguri, deregrări ale vieții sexuale. Toate aceste stări, și fizice, și psihice, sunt mai acute dacă e vorba de adolescente. Pentru că ele, copilele, sau când se întâmplă un avort în adolescență, acolo avem de face cu un psihic mai labil, încă insuficient conturat, insuficient maturizat. Și la ele mai apare și teama de părinți, teama de profesori, teama de situație, incertitudinea de viitor. Și adesea asistăm la tentative de sinucidere încă imediat după. Un alt medic, doctorul Antum Lisek, în studiile sale medicale asupra sindromului post-abort, spune că urmările avortului pot fi regăsite nu numai asupra mamei care a avortat, ci și asupra familiei căreia îi aparține, asupra personalului medical care a efectuat avortul și asupra societății în general. Mai devreme sau mai târziu, spune medicul acesta, vă citez, femeia care avortează se va confrunta cu stări psihice precum, cu câteva înșelate și mai sus,
depresii, sentimente de vinovăție, insomnii, vise grele, înticoșătoare, atacuri de anxietate, frustrare, pierderea respectului de sine, degradarea propriului psihic, apariția răcerii emoționale și a pesimismului, pierderea motivației de a fi. Însă, tot el spune, pot să apară dereglări de comunicare cu cei din jur și în mod special cu soțul și cu proprii copii deja născuți. Apar așa numitele reacții psihotice acute, apar reacții schizofrenice, psihoza afectivă, adică stări în care nu-ți mai poți manifesta dragostea, stări de răceală față de proprii copii, depresie cu pierderea memoriei, dificultăți de concentrare, predispoziții pentru plâns. Iar dacă tatăl a consimțit și a determinat voința mamei la omorârea copilului, aceste urmări apar adesea și la el. Chiar dacă le deprime, chiar dacă spune, nu e o problemă care mă privește, soția a făcut-o. Sigur, eu am spus da sau eu am spus du-te. Trec și asupra lui. Toate acestea, spune medicul Lisek, duc la degradarea relațiilor de familie și la destabilizarea căsniciei. Mai apare, spune un alt medic, John Wilk, apare sindromul, așa numitul sindrom al supraviețuitorului. E vorba de faptul că pruncii pe care mama respectivă îi mai are, în ei, dintr-o dată, se întâmplă, zice medicul acesta, o vină irațională. Ceva de genul vinei pe care au simțit-o evreii care au scăpat din lagările naziste. Își puneau întrebarea de ce eu am supraviețuit și cel care mi-a fost alături a fost gazat. Și apare o vinovăție, cu ce am fost eu mai bun decât el? Se pare, se simte apăsat. Este ca și, zice medicul acesta, o vină care, căreia nu-i găsești rațiune de plină și o numește vină irațională. S-a observat, scrie medicul acesta, o teamă a copilului față de mamă, o lipsă de încredere în ea. La început, un copil mic, simțind că se apropie venirea vreunui frățior, nu se bucură imediat. Dar când bebelușul respectiv dispare dintr-o dată, copilul simte o teamă instinctivă, organică, structurală, care se manifestă prin sentimentul că prezența lui este suficientă în viața familiei și că îi stă în putere să îi înlăture pe ceilalți, fie dacă percepe că mama a fost factorul activ în eliminarea frățiorului, printr-un sentiment de frică față de ea. Și apoi dezvoltă medicul acesta în studiul respectiv și spune că nu-i de mirare dacă dintr-o dată copilul la anumită vârstă devine violent față de propria mamă. Pentru că ceea ce simte copilul în copilărie sau ceea ce se transferă copilului în copilărie atunci când mama face avort, este o reacție de răutate, de frică, de apărare față de această persoană care o simte că îl iubește, care simte că îl poate elimina precum a eliminat de celălalt, și mai târziu ceea ce se seamănă în el izbucnește irațional, de aceea se numește vină irațională sau stare irațională. Izbucnește dincolo de voința lui și tinerii foarte adesea spun că se nu vreau să am ceva cu mama, dar nu o pot suporta. Nu pot suporta să mă atragă atenția, apare războiul acesta dintre generații. Sigur, noi zicem că e doar diferență de cultură, doar diferență de perceperea valorilor, de integrare în valorile prezente și în valorile trecute, doar schimbarea de generații. Sunt și astea. Dar nu sunt suficiente acestea în explicare. Se pare că lucrurile sunt mai profunde. Consecințele avortului se mai manifestă și în abuzul părinților asupra copiilor născuți. Traumele psihice rezultate din violența pe care o presupune uciderea prin avort șubrezesc, zice tot medicul acesta, relația părinți-copii. Iar aceștia din urmă sunt adesea victimele abuzului părinților, bătaie, molestare. Apar simptomele acestea, continuă studiul medical, uneori și asupra corpului medical, care execută, propriu zis, sentința condamnării la moartea propriului nenăscut. Numeroși doctori, vă citez, asistente medicale și farmaciști, sunt afectați de tulburările depresive enumerate mai sus, de unele dintre ele.
Toate acestea se răsfrâng negativ și asupra familiilor lor, întrucât este vorba de o pâine a cărei proveniență este preț de sânge, preț de viață. Iată cum acționează un păcat în viața noastră. Vă spuneam la început cum acționează păcatul în general și acum exemplificat. Cum apare moartea prin păcat? Păcatul obligatoriu duce înspre moarte, adică înspre împuținarea vieții, înspre înstrăinarea de Dumnezeu. Și acum să încercăm câteva gânduri cum am putea să ne tămăduim de moarte. Pentru că dacă suntem condamnați printr-un avort sau prin orice fel de alt păcat la o sentință definitivă, atunci e dezastru. Ce mai facem cu un Dumnezeu care nu te mai poate vindeca? Ce aș mai putea eu, ce relație aș mai putea să am cu un părinte care îmi spune că mă iubește, dar pentru că odată i-am greșit sau l-am refuzat sau am fost netrebnic până la nu știu ce măsuri și mă întorc către el și el nu mai are capacitatea să mă iubească. Ori nu se poate ca Dumnezeu, care pe sine se descoperă fiind, ca fiind părinte iubitor și principiul iubirii și dragostea însăși, nu se poate ca Dumnezeu să nu mă ajute să mă tămăduiesc. Dar tămăduirea de păcat nu este ușoară. Încercăm să vedem cum este tămăduirea din avort. Pentru că vă spuneam că sunt multe persoane care nu-și revin nici după 20-30 de ani de la avort, tot mărturisesc păcatul avortului. Cu toate că l-au mărturisit odată, de două, de cinci ori și revin asupra lui. Pare cum ar trebui să privim sau să ne lucrăm împreună cu Dumnezeu tămăduirea de avort. Înainte de toate, spațiul medical, înainte de a ne vindeca în Dumnezeu. Spațiul medical, să știți că aproape neglijează acest lucru. Lumea medicală este, sper să nu greșesc zicând așa, cel puțin într-o derivă și într-o imposibilitate vis-a-vis de sindromul post-avort. Pentru că lumea medicală practică uciderea prin avort ca pe o meserie și prima reacție a lumii medicale nu poate fi decât aceea. Mi-am făcut datoria, nu este vorba de om și corpul medical conceptual acționează prin negare și reprimarea oricărei responsabilități. Vă citesc din afirmația cuiva. Ar fi greu de acceptat ca pe un coridor de spital să se alăture două uși de cabinet. Una indicând, aici se abortează copiii, se ucid copiii, și pe cealaltă, pe ușa de alături, aici se tratează, se conciliază mamele care și-au ucis copiii. Ce s-ar putea spune mamelor care solicită uciderea copilului din pântece în cel de-al doilea cabinet? Că nu s-a întâmplat nimic? Că ceea ce s-a scos din ele nu a fost tocmai om? Sau că de vreme ce legislația declară avortul licit, actul n-ar mai avea semnificație morală și, prin urmare, orice sentiment de vinovăție ar fi nejustificat? Sau că femeia este un univers autonom și față de cer și față de cei din jur și, în consecință, îi aparține trupul și tot ceea ce se produce în el? Ori poate să se prescrie rețete în care să se specifice că trebuie normalizată ideea că nu mai există un adevăr asupra vieții de nenăscute mai înalt decât preferințele individuale și arbitrare ale femeii. Sau poate dimpotrivă că ceea ce s-a întâmplat în cabinetul morții este într-adevăr o crimă, iar doctorii sunt mercenari plătiți uneori pentru a ucide, iar alteori îngeri care salvează viețile oamenilor. Iată de ce majoritatea psihologilor și a psihiatrilor spune doctor Todea Gros, vă citesc, nu poate fi de mare ajutor în aceste cazuri, precum nici medicamentele psihotropice. Vă citesc în continuare, psihologul este neputincios în fața sindromului post-avort. Ce ar putea spune un psiholog unei femei a cărei conștiință este încărcată cu 20 de avorturi? Iar medicamentele și șocurile electrice proprii psihiatriei, deși ajută într-o oarecare măsură la nivel psihosomatic, totuși nu rezolvă problema conștiinței apăsate de păcat. Așa se face că în ultimul timp s-a încercat
ca din spațiul medical, din spațiul științelor umaniste, psihologie, sociologie, din spațiul bisericesc, să se adune oameni cu frică de Dumnezeu. Și au apărut și în România asociațiile Pro Vita, asociațiile pentru viață. Și acestea adună la un loc și medici, și psihologi, și sociologi, și preoți duhovnici, care încearcă să-și dea mâna să ajute femeia să se fie tămăduită, să se ierte de pruncucidere. Asociațiile acestea Pro Vita, am luat din modul cum lucrează ele, avem și noi în țară astfel de asociații mai multe și lucrează chiar cu succes. Și vă citesc din programul lor. Obiectivul principal este salvarea copilului nenăscut, salvarea lui de la avort. Dar, în cazul că s-a întâmplat avortul, asociațiile Pro Vita nu neglijează mamele care deja au avortat. Iată un model de lucru ale centrelor de consiliere psihologică al acestor asociații. Propun 5 pași, 5 trepte. 1. Depășirea fazei de negare, respectiv avortul trebuie adus în conștiința femeii și trebuie să accepte că a fost părtașă la uciderea propriului ei copil. Deci primul pas pe vindecare nu este să spui n-a fost, vezi că nu ești chiar vinovată, ci dimpotrivă. Uite, asta s-a întâmplat, asta ești, ai ucis. 2. Femeia trebuie să-și deplângă copilul pierdut, să verse lacrimi, să poarte doliu, la fel ca și în cazul că ar fi pierdut copilul iubit și deja născut. 3. Spovedania și efortul de a obține iertarea lui Dumnezeu. 4. Sprijinirea femeii de a ierta și pe cei care i-au influențat decizia spre avort. Dacă a fost mama, tata, în caz că a fost adolescentă, dacă a fost cei din jur, profesorii sau soțul, dacă a fost căsătorită. Deci să nu le reproșeze, să nu treacă în cârca lor nimic. 5. Sprijinirea femeii de a-și lucra propria iertare printr-un canon rânduit de duhovnic. Părintele Ilie Moldovan, unii dintre dumneavoastră poate l-ați cunoscut, alții poate ați auzit vorbindu-se de el. A fost un dascăl de teologie morală de la Sibiu, a trecut la cele veșnice acum un an, doi, nu mai țin minte când. Și părintele a fost într-un fel un lider al mișcării Pro Vita din țară, dar în scrisul său și în întreaga sa activitate a luptat foarte mult pentru viață. A ținut conferință în toată țara, era problema fundamentală pentru care a lucrat, pentru care a luptat. El scrie așa, în fața unei situații de încercare, de vindecare a unei femei care are pe suflet acest păcat. Pocăința femeii trebuie să fie pe măsura păcatului săvârșit. Iar în cazul unui avort, este un păcat mare și de moarte, iar pocăința trebuie să fie la fel de mare, pentru ca omul să fie iertat de Dumnezeu. Scaunul spovedaniei este esențial. Este esențial scaunul spovedaniei ca un preambul în sensul, sau pe două coordonate. Pe de o parte, cel care se spovedește să aibă o perspectivă limpede asupra păcatului săvârșit, că dacă îl cocoloșim, dacă încercăm să-l reprimăm, să-l minimalizăm, să-l uităm, să-l neglijăm, să-l ignorăm, nu facem decât să introducem în profundul inimii, în subconștient, în inconștient, ziceți cum vreți, dar să introducem undeva într-un registru foarte profund elementele de criză, care mai târziu vin la suprafață. Deci, trebuie să avem perspectiva clară a ce s-a întâmplat. 2. Preotul să aibă discernământ canonic. O să vedem mai jos ce înseamnă lucrul acesta. Adică, ce faci cu femeia? Unde o duci după aceea? Și ceea ce trebuie iarăși avut în vedere de la început este următorul lucru. Când se declanșează sindromul acesta post-abort și starea de vinovăție și starea de apăsare, care adesea se traduce prin
situații de depresie de primare, trebuie știut că nu trebuie vindecată deprimarea. Nu asupra ei trebuie să ne concentrăm. Pentru că deprimarea este consecința. Asupra păcatului trebuie să ne concentrăm. Trebuie vindecat păcatul. Că dacă vindeci rădăcina, dacă vindeci cauza, se modifică efectul. Se modifică consecința. Câte vreme umblăm numai și noi, de regulă, cam așa suntem noi preoții, nepricepuți. Ca și spațiul psihologilor și psihiatrilor. Încercăm să vindecăm consecințele. Și beata femeie este depresivă din pricina a 1, 2, 3, 5 avorturi câte au fi făcut săraca și noi, în loc să umblăm acolo, să vindecăm sufletul de avort, încercăm să vedem, să o încurajăm. Păi, încearcă să fii mai vioaie, încearcă să dinamizează-te, du-te, fă, încercăm să o introducem într-o viață dinamică. Nu merge. Pentru că lăsăm cauzele neatinse. E ca și cum ai o bubă și în loc să o strâns, iasă rădăcina coșului, tot dăm cu creme și o să nu se vadă, o fardăm. Dar acolo unde de sub lucrează proiul. Părintele Moldovan spune că pentru tămăduirea, pentru învierea din păcatul avortului, pentru iertarea din spovedanie, trebuie parcurși sau trebuie avut în vedere trei situații, care dacă nu le înțelegem bine, chiar dacă ne spovedim, iertarea este invalidă și nu aduce roade în viața noastră. De aceea se întâmplă că după 10 spovedanii noi tot rămânem cu conștiința apăsată. Pentru că nu abordăm undeva, ceva nu se abordează bine, ori din partea celui ce se spovedește, ori din partea preotului. Și Părintele Moldovan spune că sunt trei situații care ar putea invalida spovedania sau dezlegarea din spovedanie. Întâi, în cazul în care femeia se spovedește de păcatul avortului, fără să conștientizeze gravitatea reală, părându-i se că a fost îndreptățită spre un astfel de act. Este vorba de situația în care femeia încearcă să argumenteze necesitatea și justeția deciziei de avort, dat fiind condițiile existențiale în care s-a produs. Ei, aici să știți că e cea mai mare bubă. Pentru care o femeie nu se eliberează de vinovăția avortului. Pentru că vine după 20 de ani de la avort și spune, am făcut un avort. După ce spune, începe justificarea. Păi l-am făcut pentru că soțul era bețiv, pentru că mă bătea, pentru că m-a dus cu forță acolo, pentru că nu aveam apartament, pentru că nu aveam unde sta, pentru că nu eram căsătoriți încă și veneau în copil și era rușine. Adică, în momentul în care se justifică o atitudine după 20 de ani, începi să o îndreptățești, din punct de vedere și psihologic, dar din punct de vedere duhovnicesc, păcatul este funcțional. Adică, de vreme ce eu încep să motivez lucrurile, nu fac altceva decât să afirm. Dacă astăzi aș fi în situația dată de atunci, aș face același lucru. Caz în care poate să-și pună preotul de 20.000 de ori mâine să tot zică Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul că nu poate deslega. Că nu poți deslega ceva ce este funcțional. Este ca și cum eu sunt curvar și mă spovedesc. Și merg la spovedanie și zic, da, mă duc de seara iară să curvesc. Și preotul îmi pune mâna și mă desleagă. Păi nu poți dezlega un păcat câte vreme este funcțional. Așa este și cu păcatul acesta. Sunt femei care la 60-70 de ani, care nu firește, nu mai pot să nască. Nu mai pot să facă, deci, un avort, că n-ai cum. Dar sufletește sau duhovnicește, îl fac în continuare. Prin ce? Prin aceea că vin la spovedanie și spun am pierdut un copil sau doi sau trei, dar i-am pierdut pentru că. Și acest pentru că deja afirmă sau dezvălește faptul că ea încă nu e vindecată. Sau încă nu vindecată, nu este conștientă, nu este conștientizată de gravitatea păcatului. Când ai motivat ceva, când te-ai motivat de la ceva, înseamnă că încă n-ai conștiința vinovăției. Caz în care, fără păcăință, cum să dezvești ceva pentru care tu nu ai regretul ca să nu mai faci în veci? Că tu l-ai face astăzi, dacă ai fi la fel, ai repeta actul.
Deci este o situație de iertare invalidă și este o motivație fundamentală pentru care nouă ne tot vine să ne spovedim de păcatele acestea. A doua situație, spune Părintele Moldovan, de iertare invalidă în spovedanie privește canonul rânduit. În sensul în care acesta, deci la spovedanie se rânduiește un canon. Canon în traducere se traduce măsură, etalon. Deci primim în spovedanie măsura potrivită conștiinței noastre sau căderii noastre. Și începem să privim canonul acesta ca un mijloc, ca un simplu mijloc de ispășire. Adică îmi dă să fac cu tare, fac cu exactitate și m-am absolvit. Un fel de satisfacere. Am stricat ordinea morală și satisfac ordinea morală dacă, pe care am tulburat-o prin păcat, dacă fac, reglementez unei funcționalități de a fi, de a face. Și atunci apare întrebarea, dacă canonul acesta este un mijloc de satisfacție a unei ordini morale stricate, se poate întreba ce pedeapsă satisface și pe cine ar satisface. Deci ce pedeapsă satisface? O rânduială existențială iremediabil rănită prin avort. Adică prin avort noi stricăm viața iremediabil, noi nu avem cum să îndreptăm. Eu dacă fur telefonul ăsta de pe masă și pun în buzunar, simplu să îndrept lucrul. Dau telefonul înapoi și mă spovedesc și mai fac și metanii și fac și pomană. Și am rezolvat situația. Ia că te funcționează. Am putut ispăși. Dar când e vorba de o persoană, cu ce o locuiești? Cum o dai înapoi? Deci noi n-avem cum, când apare un astfel de păcat, n-avem cum să reparăm lucrurile omenește. Pentru că apar alte întrebări. Cine ar fi fost copilul avortat? Cu ce s-ar putea compensa prezența lui în existență? Ce rost i-a gândit Dumnezeu pentru viața pământească în momentul în care l-a creat? Poate acela detămăduitor al sidei, al cancerului, ori al perspectivelor ideologice criminale. Ia câte, poate dacă n-am fi avortat, poate să năștea cineva care nu permitea sistemului stalinist sau hitlerist să se vieze. Aveam ideologi de talie internațională care erau mai puternici decât ideologia, fie radical comunistă, fie radical socialismul acela al hitleriștilor, nu vine termenul exact acum. Deci, ori poate era un vizionar al armoniei sociale, ori poate un preot sau poate un sfânt. Pe cine am luat noi din viață? Așadar, canonul înseamnă mai mult și înseamnă altceva decât pedeapsă și ispășire compensatoare. Canonul trebuie să ducă persoana, scrie Părintele Moldovan, în hotarele Harului Dumnezeiesc. Ei, aici e înviere, aici e posibilitatea de dezlegare și de iertare. Să ducă persoana în hotarele Harului Dumnezeiesc. Adică spovedania își are rostul pe de o parte să ierte, să deslege păcatul și pe de altă parte își are rostul să atâta har să reveste peste om, să-l ducă într-o înălțime existențială, să-i dăruiască niște repere, încât omul să fie integrat numai în înviere. Vă citesc din Părintele Moldovan. Nu poți fi iertat păstrând rodul crimei. Adică nu poți fi iertat îndeplinind spovedania numai în latura ei formală și apoi întorcându-te la același mod păcătos de viețuire. Femeia care a avortat trebuie să aibă pocăință cel puțin atât de mare pe cât sunt rănile pe care păcatul le-a pricinuit vieții ei sau vieții în general. Și asta înseamnă ca de acum înainte ea să se integreze într-un rim sfânt sau sacru de viață, toată viața, nu pentru o zi, nu pentru două, canalul de rugăciune, așteza apostolului, milostenie, până la sărăcirea materială de sine, asumarea unei atitudini intransigente față de avort în dialogurile cu copiii și societatea, să nu îi se pare pedeapsă sau corvoadă, ci dimpotrivă toate acestea înșirate, spații ale libertății și împlinirii ei. Nu trebuie uitat că urmările unui avort nu se încheie după câțiva ani, ci se întind până la capătul istoriei.
Un copil pierdut înseamnă dispariția generației după generații de oameni, fiecare cu rostul lor înaintea lui Dumnezeu și față de lume. Prin urmare, canonul pentru avort, deși păcatul se iartă și se dezleagă real în taina spovedaniei, el rămâne ca mod de a fi întreaga viață pământească. Și Părintele Rafael Noica numea lucrul acesta dinamica pocăinței. Adică pocăința are două trepte. Deslegarea sau partea negativă te dezleagă de ce e rău, dar apoi te duce unde te duce? Drept în Sânul lui Dumnezeu. Drept în Împărăția lui Dumnezeu. Spovedania nu te mai lasă, în situația păcătoșeniei. Din spovedanie tu ești mutat de la moarte la viață. Ești mutat din iad în rai. De la diavol la Dumnezeu. Conștiința asta trebuie să o avem după ce ne spovedim. Pentru că altfel și cu avortul se întâmplă, cu nepăsarea legată de păcatul avortului și după ce ne spovedim, se întâmplă ca și cu anumite păcate. Vă dau un exemplu, vine acum în minte, nu știu dacă e cel mai potrivit. Problema postului, că suntem în post. Mulți se exprimă așa. Păi mă duc repede să mă spovedesc că și spun, am mâncat de dulce, părintele mai și glumește, trebuie să-ți fie de bine, ți-o picat bine, ce mai poți să spui? Că o zici oricum cu detașare. Pentru mă duc să mă spovedesc ca să mă împărtășesc că de mâine vreau ca să mânc de dulce. Ce să iată în spovedare? Te împărtășești, dar cum te mai împărtășești? Adică mă duc să mă spovedesc ca să mă întorc la păcat. Așa este și cu dezlegarea din avort. Păi nu mă duc acolo ca să mă întorc la viața mea pe urmă de contracepție, pe urmă de nu știu ce senzualism și altele, ci mă întorc în Împărăția lui Dumnezeu. Într-o existență în care, unu, sunt iertat și deslegat, nu mai am nimic asupra, și doi, trăiesc în Împărăția lui Dumnezeu de azi înainte, nu mă întorc la vărsătura mea, la noroiul meu. Aici intervine cea de-a treia situație în care poate iertarea să fie invalidă sau dacă nu, măcar, nu invalidă, măcar să simțim noi că nu suntem în rânduială, zice părintele Moldovan. E vorba de faptul că deși putem fi în situația să avem conștiința păcătoșeniei, să mergem la spovedanie cu cea mai acută durere și limpezimea conștiinței că ce am făcut. Doi, să primim și canonul cuvenit. Dar trei, în loc să mă duc din iad în rai, eu să mă întorc într-o viață de deznădejde. În tristețea cea rea a deznădejdii numită de Sfinții Părinți, adică într-o lucrare demonică, care se manifestă în felul următor. Diavolul o ispitește pe femeia respectivă spre pocăință, redusă la sentimente de vinovăție atât de zdrobitoare, încât nu mai poate vedea învierea din Harul lui Hristos. În cazul acesta, duhul deznădăjduirii sau al deprimării cuprinde atât de profund bietul suflet, încât nu-l mai lasă să simtă că plânsul are și un alt registru decât cel pentru păcat. Respectiv, că există și plâns din dorul după desăvârșire. În această situație, femeia care a avortat și s-a spălat în apele învierii din spovedanie, trebuie să știe că Dumnezeu nu se preface doar că iartă, ci o face la modul cel mai real cu putință. A ierta pentru Dumnezeu înseamnă lucrarea Lui creatoare, prin care distruge o realitate trecută și căzută din viața omului și o facere din nou a vieții. Și atenție! În ochii lui Dumnezeu, femeia care și-a ucis pruncul în pântece și care a fost deslegată și iertată în spovedanie și se află în hotarele canonului, adică în hotarele învierii, nu mai este o ucigașă. Deci Dumnezeu, pe o femeie care și-a făcut pocăința, regretul în spovedanie, s-a spovedit și a intrat și în registrul unei vieți integrate în înviere, când Dumnezeu se uită la ea, nu se uită la ea ca pe o ucigașă. O să vă exemplific cu două situații. Părintele Arsenie Papacioc are cuvântul acela celebru, luat tot din Sfinții Părinți. Când prezentul este sfânt, nu mai există trecut păcătos. Să ne gândim în acest sens la Maria Egipteanca. Cu viața egipteancă am observat-o doar duminică. Ea nu a fost doar o desfrânată notorie, ci foarte probabil și una care a repetat rânduri
și a ucis rodul pântecelui desfrânat. Însă spovedania i-a dăruit iertarea, iar hotarele unei vieți de canon au făcut-o sfântă. Dumnezeu n-a privit-o nici o clipă în pustietatea Iordanului ca pe o ucigașă, ci ca pe o candidată la împărăția lui Dumnezeu, respectiv la sfințenie. La fel, o altă sfântă, Sfânta Taisia, proverbială și ea prin desfrâu, moartă la 430, fusese prostituată într-o casă de desfrâu. După ce este câștigată la Dumnezeu prin starețul Pavnutie, își arde averea adunată din curvie în mijlocul cetății și urmează drumul pocăinței, asumându-și bucuria canonului. 3 ani de zile petrece în izolare desăvârșită, în izolarea desăvârșită a chiliei, strigând neîncetat: Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluiește-mă! Și gusta puține pâine și bea apă cu măsură o dată pe zi. Iar după 3 ani, starețul Pavnutie a mers la Marele Antonie pentru a-l întreba dacă Dumnezeu a primit pocăința Taisiei. Av Antonie, chemându-și ucenicii, le-a poruncit ca fiecare să se închidă în chilia lui și să roage pe Dumnezeu pentru a le descoperi starea celei ce fusese desfrânată și implicit ucigașă de copii prin avort. Iar Dumnezeu arată Avei Pavel cel Simplu o vedenie. Cerurile erau deschise și un pat așternut cu țesuturi scumpe și sălcini de slavă, pe care îl păzeau 3 fecioare cu fețe prealuminate și o cunună era pe patul acela. Toate sunt semnificative de aceea le citesc, că povestea o știu. Dar spune, era un pat așternut cu țesuturi scumpe, sălcini de slavă, este o imagine prin care vrea să arată starea în care te privește și te primește Dumnezeu și te ridică Dumnezeu. Îl păzeau 3 fecioare, adică, cu alte cuvinte, sară o prostituată, poate să reajungă fecioară, și cu fețe luminate și cu nună era pe patul acela. Acestea, văzându-le Ava Pavel, și-a zis, patul și cununa nu sunt gătite altcuiva decât părintelui meu, Antonie. Și a venit către dânsul glas zicându-i, nu părintelui Antonie îi sunt gătite acelea, ci Taisiei, cea care a fost desfrânată. Așadar, iertarea lui Dumnezeu înseamnă deschiderea împărăției pentru cel cu pocăință autentică. Și atunci, concluzia, cramponarea unor mame ucigașe de copii prin avort, de a rămâne și după spovedanie, și după ce și-au statonicit viața în hotarele binecuvântate ale Harului Dumnezeiesc, ale ascezei, în cramponarea unei astfel de femei într-o tânguire deznădăjduită, înseamnă de fapt o cursă a diavolului care împinge bietul suflet în deznădejde ca păcat împotriva Duhului Sfânt. Ori Harului Dumnezeiesc al tainei pocăinței pironește păcatul, iar lucrarea smerită a omului de a rămâne în har saltă viața în împărăția lui Dumnezeu. Prin urmare, spovedania autentică și integrarea și încadrarea liturgică a vieții, adică în spațiul eclezial, în spațiul postului, a rugăciunii, al împărtășirii, nu mai lasă loc păcatului sau duhului deprimării în viața omului sau unei motivații suficiente care, după mintea noastră, ar putea să înrepețească în vreun fel faptul că am fi neiertați. Cea mai mare bucurie, vă spun, pe care o am ca preot, este când întâlnesc o femeie care, deși a avut un trecut păcătos, este plină de nădejde. Este bucuroasă. Este cu fața luminată. A redobândit bucuria intrării în împărăția lui Dumnezeu. Adică știe ce e Dumnezeu. Știe că avem de-a face cu un Dumnezeu care nu se face că iartă, cu un Dumnezeu care chiar dăruiește învierea. Și ca să atingem o singură propoziție și tema propusă de domnul Dan, Paștele, Paștele semnează trecere. Deci toată păcătuirea aceasta, din toată păcătuirea aceasta, din starea de moarte pe care păcatul aduce, totul poate deveni un Paște. Adică o trecere din moarte la viață. Cam asta a fost gândurile. Nu știu dacă vă folosesc, dar mi se pare că ortodoxia ar trebui să fie într-o notă mai optimistă. Pentru că har Domnului avem la îndemână atâta har și atâta bogăție de taină,
prezentă între noi și atâta prezența lui Dumnezeu, încât la ce să te mai poți? Singurul păcat, cum zicea, nu știu care dintre Sfinți, Serafin de Sarov sau care, este acela să nu cunoști Harul Învierii. Alt păcat susare nu mai este. Să stai într-un refuz de viață, de belșug, de viață pe care Dumnezeu îl pune la îndemână. Ma, dacă aveți întrebat, încerc să vă răspund. Dacă nu, ne împrăștiem. Când vine un invitat, eu îi pun întrebări, să știți, acum mă întreb pe mine. Bună, părinte. Într-o călătorie cu trenul, m-am întâlnit cu părintele Teofil, satul Dumnezeu să vă tihnească, părintele Teofil. Și am vrut eu să mă bag în seamă, să-i pun o întrebare, cunoscându-l, și l-am întrebat care este păcatul cel mai mare. Și el mi-a răspuns foarte direct că păcatul cel mai mare e ăla pe care l-ai tu. Care te stăpânește, da. Așa este, pentru că păcatul care te stăpânește este păcatul funcțional în viața ta. Asta vrea să spună părintele. Cam ce am zis mai înainte de păcatul funcțional. Am și un bilet aici, am buzunar. Da. Nu știu dacă îl mai am. Nu mai am. Păcatul care te stăpânește este păcatul care este viu în tine. Și păcat ce înseamnă? Blocajul dintre mine, canalul întrerupt între mine și viață, între mine și Dumnezeu. Păi ăsta e păcatul cel mai mare. Că degeaba păcatul cel mai mare este, să zicem, uciderea sau sinuciderea, dacă eu nu mă sinucid, dar dacă eu trăiesc în hoție permanentă. Și păcatul este funcțional în viața mea. Păi dacă ăsta mă stăpânește, ăsta mă rupe de viață, de Dumnezeu. Este păcatul care mă judecă și mă separă de viață. Da, pentru că eu m-am dus cu scopul să creez un top al păcatelor și el m-a simțit, probabil. Că există o ierarhizare a păcatului obiectivă. Că nu-i tot una uciderea cu gândul că ți-aș dă o palmă. Deci e diferență fundamentală. Sunt obiectiv păcate mai grave și păcate mai ușoare. Sunt păcate care sunt mai ușoare pentru că afectează un cerc de răspundere mai mic și cu cât cercul de pe care îl infectează păcatul este mai mare, cu atât păcatul este mai grav. Să vă dau un exemplu, da? Păcatul în gând. Gândesc prost despre cineva sau gândesc prost despre spurcat sau oricum aș gândi. Mă afectează pe mine. Deci, consecințele păcatului se întind la persoana mea sau se pot transfera poate prin stare duhovnicească asupra celor din familia mea. Dar nu mergem până acolo. Se închide în mine. Păcatul prin cuvânt înseamnă un cuvânt adresat ție. Și deja avem în cercul ăsta două persoane. Și deja păcatul este mai grav prin cuvânt. Păcatul prin fapte este mai grav pentru că presupune și gândul, deși persoana mea, presupune și cuvântul și presupune și rănirea vieții. Că una este prin cuvânt să zic te omor și nu o fac, și alta zic te omor și te și omor. Deci în cadrul vieții aduc o rană mai profundă și atunci există o ierarhie a păcatelor. O ierarhie, o ierarhizare, nu ierarhie, o clasificare a unor păcate mai grele și mai ușoare. Este. Însă părintele spunea că păcatul cel mai greu este păcatul cel mai greu este păcatul care te stăpânește. Pentru că acela e funcțional în tine și ăla te omoară. Degeaba ai în minte că poate fi altul mai mare și nu-l ai. Biserică fără vicleșug. Iertare, miluire fără vicleșug. Orga greceană. Da, nu prea înțeleg, dar mă rog, e nevoie biserica, dacă nu știu ce vrea să zică sublinierile astea, ce vor să spună, biserică fără vicleșug. Mă, depinde ce înțelegeți prin biserică. Dacă rezemați noțiunea de biserică la dumneavoastră care sunteți membrii bisericii și la mine care suntem toți membrii bisericii, la măturarele bisericii văzute,
la obște, atunci nu suntem fără vicleșug. Că niciunul dintre noi nu este neprihănit la modul sfințeniei întregi. Dacă rezemați biserica în lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, biserica este fără vicleșug. Pentru că este lucrarea Sfintei Treimi în umanitate. Și atunci depinde unde vreți să duceți lucrurile, unde vreți să duceți conceptul de biserică. Dacă vreți să-l duceți înspre factorul uman, o să găsiți și vicleșug, și netrebnicii, și deschideți televizorul și vedeți. Iertare, miluire, fără vicleșug. Din partea lui Dumnezeu așa este, din partea noastră, din nefericire, nu. Din partea lui Dumnezeu, așa cum v-am încercat să vă spun din gândirea părinților, în sensul în care Dumnezeu chiar iartă și desleagă lucrurile fără niciun fel de rezervă și fără niciun fel de conservare a unui rest. Când am întâlnit cuvintele acestea încurajatoare, că Dumnezeu se uita la Maria Egipteanca, nu ca la o desfrânată, nu ca la o femeie care face prun cu cinere, ci se uita ca la o candidată la împărăția lui Dumnezeu, la sfințenie, și dăruia har din belșug, pe ce curaj mai mare vre ce, lipsă de vicleșug mai mare. Unde este iubire curată și Dumnezeu este iubire nemărginită și întreagă, acolo este stare fără de vicleșug. La noi, iertarea este așa ca este, după măsura iubirii. Dacă iubim mult, suntem capabili de multă iertare. Dacă iubim puțin, suntem capabili de puțină iertare. Concret, într-un fel mă raportez la păcatul și vinovăția copilului meu, în alt fel mă raportez la păcatul și vinovăția copilului vecinului meu. Pentru că pe unul iubesc într-o anumită măsură și pe altă, în altă ordine, cu altă măsură. Și atunci și relația cu el și iertarea în situația în care amândoi mă supără este după măsura iubirii. Pe copilul meu iert mai cu ușurință, pentru că am nevoie să-l iert, că nu pot trăi fără să-l iert, că-l iubesc. Iar pe al vecinului îl iert cu detașare, cu obligație juridică, într-un regim din ăsta de lasă-mă să te las, te-am iertat, dar abia dacă te salut. Adică este o iertare cu vicleșug, este un fel de păcăleală. Ceea ce ar fi de zis este faptul că pe măsura sfințirii vieții sau în măsura sfințirii vieții și iertarea crește. Cu cât un om este mai sfânt, cu atât iubește mai mult. Iubirea și sfințenia sunt realități direct proporționale și care se condiționează una de cealaltă. Unde dispare sfințenia, s-o credem noi că mai este iubire. Chiar în relațiile trupești, chiar în relațiile familiale, oricum ar fi. Unde dispare sfințenia, se compromite dragostea. De aceea și neputința de a mai iubi soțul sau soția, de aceea și despărțirile dintre oameni și așa mai departe. Deci, problema este de iubire. Problema este de sfințenie. Dacă creștem în sfințenie, vom crește în iubire, în miluire și în dezlegare fără vicleșug sau în iertare fără vicleșug, cum scrie pe bilet. Să rămân, Părinte. Vă ridicați. Ușor. O întrebare dacă aș ajuns televizor. Discuția asta cu acolo la Moldova, cu scoaterea oamenilor credincioși Sfânta Biserică. Nu cunosc azi, numai că îmi spune, nu știu, nu mă uit la televizor, deci, foarte rar. Foarte bine, poate din sală ori văzut. Acolo este doi preoți care au dat episcopia și mă rog, și unul spune de acolo și a scos acolo jandarmi. Nu, serios, deci... Nu știu situația. Nu știm, noi nu ne uităm. Nu m-am uitat la problema asta, dar mă uit foarte des la televizor. Nu o să vă uitați, am fiecare cameră pe două. Două televizoare. Da, situația este delicată. Eu vă spun de pe... acum v-aș putea vorbi de pe două poziții. Dacă m-ați întrebat acum 7-8 ani de problema asta, vă răspundeam
Da, să știți că este o mare nereglă undeva în administrația bisericii și există destule neorânduieli care fac să ajungi la situația în care oamenii care construiesc o biserică, care sunt foarte atașați, la un moment dat sunt aruncați în drum. Exact. Așa e situația Columba. Nu, așa vă răspundeam și acum 7-8 ani. Acum, lucrând în administrația bisericească, sunt în situația să îmi pun semnătura pentru orice numire de preot și pentru orice desnumire de preot. Și nu mai pot face decât într-un spirit canonic. Nu pot să-mi permit nici acoperire, nici cocoloșire, dar nici pedepsire. Încercăm o situație de salvare a persoanei respective, în situația unui preot netrebnic. Foarte probabil să avem de-a face, eu am înțeles că la Moldova a fost o situație, nu știu dacă despre asta e vorba, sau, dar mai de mult, nu acum, în care câțiva preoți au dat judecată episcopia pentru că li se reținea automat din salariul cuvenit de la stat, dările către stat. Da. Aceea e situația. Da. Nu, atunci să vă explic despre ce e vorba. Statul contribuie la salarizarea unui preot cu un quantum de 65% din salariu. Adică dacă salariul lui e de 10 milioane, 65% din 10 milioane, 6 milioane, 500 sau cât vine, îi dă statul. Restul trebuie să asigure fondurile proprii. La salariul de 10 milioane, la brutul salariului se socotește CAS-ul, impozitul și nu știu cât, care se ridică la 7 milioane. Deci statul practic nu-i mai dă nimic, banii care vin de la stat, se rețin de către stat automat înapoi. În CAS, în impozit, în șomaj, în fond de risc, nu știu ce, că sunt acolo de 20%, în sănătate, 1%, 3%, toate povestea unui stat de plată. Și atunci, foarte mulți preoți nu și-au spus, e dreptul meu salarial de la stat, mie nu mă rețineți banii, de aici că eu la parohie oricum n-am fonduri și nu mai au salariu. Banii ăștia care mi se cuvin, mi se dau. S-a practicat lucrul acesta, după care s-a constatat următorul lucru în administrație, că foarte mulți preoți au luat banii aceia, dar n-au putea să plătească individual CAS-ul și impozitul pe salariu. N-au mai plătit nici impozitul pe salariu, nici CAS-ul, nici sănătate. În momentul în care a fost în situație de boală, nu i-a primit nimeni în spital. În momentul în care a ajuns la pensie, n-au avut ani de pensie. Și în momentul în care fiscul a intrat și a verificat impozitul către stat, a constatat că parohiile sunt descoperite și au debite de zeci de milioane sau sute de milioane de-a lungul anilor adunate. Și atunci a luat o decizie cu semnăturile preoților, nu fără semnăturile preoților, cu declarațiile lor, că sunt de acord ca din fondul acesta care vine de la stat să se rețină automat dările către stat și când vin la ziua de salarizare, de fapt se semnează la statul de plată și banii sunt virați automat în toate direcțiile cu datorie către stat, se dau chitanțe pentru asta preotului care vine la parohie și dacă are fonduri, le decontează și are salar. Dacă nu are fonduri, el rămâne fără salar, dar are asigurare medicală, impozit plătit către stat și pensie. Și probabil acești, din câte știu eu povestea, acești preoți au refuzat sistemul acesta și au dat în judecată protopopiatul sau episcopia că le-au reținut ilegal niște bani. De fapt, ei n-au reținut banii lor, ei au plătit cu banii lor datoriile care le avea parohia, instituția și datoriilor personale către stat. Și de aici s-a născut povestea aceasta. Probabil că administrația, dacă azi nu te supui, mâine te supui, noi nu suntem angajați cu contract de muncă, suntem angajați conform statutului și canonilor bisericii prin decizie chiriarhală. Decizia aceasta chiriarhală însemnează că eu, ca preot, la hirotonie fac o declarație de asumare a tuturor rigorilor pe care le presupune canonicitatea tradiției ortodoxe creștine, în care se spune bărbat al unei singure femei, nebețiv, nedesfrânat, iubitor de câștig urât, voi locui în parohie, tot felul de pe care le depune ca jurământ. În momentul în care el și le asumă, episcopul îi dă decizie de numire. Și decizia aceasta de numire, în momentul în care el iasă din regulamentele bisericii, prin care regulamentele bisericii înseamnă și toate hotărârile sinodale care vin pe parcurs. Și el le refuză și nu se supune, conform statutului bisericii și normelor canonice, el este suspendat din preoție. Și probabil că preoții aceștia au fost suspendați
și ei au încercat să facă scandal public pentru că, în conformitate cu legile statului și ale bisericii, cu, protocolul dintre cele două, judecarea preotului se face în consistoriile episcopale. Și dreptul de apel la instanțe civile este nul. Numai în situațiile în care administrația calcă regulamentul bisericii și face abuz împotriva persoanei, atunci statul poate interveni juridic. Dar până atunci nu. Și ei au făcut probabil scandal mediatic, că numai asta era singura șansă a tuturor celor care se simt netrebni și nu-și fac datoria, fac scandal mediatic, ești singura lor șansă. Mulțumesc frumos pentru răspuns, dar era schema că să nu fie o pată la biserică, la ortodoxă. Să fie o pată de culoare la biserică. Păi nu o pată de culoare. Dacă ei au fost depuși, probabil că au fost numiți alți preoți. Și ei au încercat prin forță să mențină, printr-un grup de presiune, să mențină situația veche. Și la un moment dat trebuia paroia descongestionată. Unde trăim? Așa răspund ca administrator. Așa și eu răspund. Iertați, sunt Vasile cel Mare, are un canon care spune că femeile care folosesc buruieni, ierburi, să ucide copiii în pântece. Da. Se supună pedepsei ucigașului. Sau dă o... să nu se împărtășească decât după anii rânduiți de canon. Sau propune 3 ani cu o pedeapsă foarte... un canon foarte aspru. Da. Ce facem în zilele noastre când femeia vine la biserică, face canon de pocăință, are rugăciune, postește cu pâine și apă în postul Paștilor, însă nu poate să lase aceste metode anticoncepționale din cauza soțului. Un răspuns practic și... Răspunsul este nu a meu. Femeia exact are același discurs, cum vă spuneam, și după 30 de ani. Am avortat pentru că nu soții revină. Din moment ce ea are anumite convingeri, este persoană liberă. Și este persoană de dialog. Femeia nu este slava bărbatului. Deci ea nu este un obiect de satisfacere a bărbatului și un obiect pe care bărbatul îi spune faci cu tare, faci cu tare. Nu. Și opțiunea ei este contraceptivă. Și fiind opțiunea ei contraceptivă, păcatul în ea este funcțional. Ce facem? Că ea totuși postește, vine la biserică și bea apă, numai și pâine la pusul soarelui, conform canonului Sfântului Vasile cel Mare. Ce să facem? Atâta poate face. O luăm așa cum este și în măsura în care va face canon cum trebuie, Dumnezeu va găsi un spațiu să se aghețe de viața ei și să tămăduiască și păcatul ăsta. Deci nu putem repudia, dar nici nu putem normaliza situația. Și atunci nu se împărtășește până pe intră în normalitate? Răspunsul nu poate avea, adică, cred eu, iertați-mă că nu dau lecții. Nu cred că există un răspuns principial sau generalizat. Și trebuie, lucrul ăsta trebuie de la persoană la persoană, după vârsta duhovnicească fiecăruia, după vârsta biologică. Că într-un fel poți vorbi unei femei la 25-30 de ani și altfel la unei femei de 60 de ani. Sau de, la 50 de ani sau 45 de ani. Lucrurile se schimbă. Fiecare vârstă aduce modificări și fiziologice, și psihice, și mentale, și concepție de viață absolut noi, elemente noi. Și atunci, dialogul este de la persoană la persoană. Nu putem generaliza, așa cred. Nu pot să dau un răspuns. Știu ce vrei, Sfinția ta, dar nu pot. Nu pot să spun chiar sau negru. Dacă hotărârea ei rupe familia? Dacă? Dacă hotărârea ei rupe familia. Hotărârea ei? Părintele Arsenie, în momentul în care știți că e celebru ăsta și tot răs citat și răs vorbit. Răspunsul părintelui către o mamă care îi spune medicul, dacă naș, mor. Singura posibilitate de a scăpa cu viață este să avortezi. Și femeia merge la părintele Arsenie și întreabă ce să fac. Și le răspunde, pentru o persoană care își asumă riscul de a muri, de o astfel de persoană Dumnezeu are nevoie în viața aceasta. Nu cred că te va lăsa să mori. Iar dacă vei muri, vei fi martiră. Poți să-ți împropriezi conștiința asta? Ești pus în situația între ucid sau mor eu. Aici e dilema. Problema este de bioetică, însă mai complexă. Vin să o nuanțez.
În bioetic apare problematizarea aceasta, din urmă care am zis-o, într-o mamă care este în situația să moară dacă naște. Și răspunsul și duhovnicesc al duhovnicilor și al bioeticienilor este că în cazul în care există garanția unei păreri medicale autorizate și consultate în mai multe corpuri medicale, nu doar unul care poate el avea o concepție pro-abortistă. Și atunci nu mai e ce face cu medicul respectiv. Și să vezi părerea unor medici de specialitate și spun că pruncul, chiar dacă în cazul că ea moare, pruncul este viabil și va trăi 100% sau mă rog 90% șanse ca pruncul să viețuiască, atunci mama poate decide să nască pruncul și să moară ea. Și duhovnicește, așa se pune problema. Dacă îi spune medicul șansele viețuirii copilului sunt minime, mor și tu și ea, atunci se face avort și mama primește canon pentru avort involuntar. Dumnezeu dar, poate face minune și să trăiască și mama și copilul. Dumnezeu poate face orice minune, dar a forța situația în care Părintea Seni zicea, dacă poți să-ți asumi perspectiva aceasta, asta este ideal. Dar dacă nu ți-o poți asuma și tu ca mamă mai ai încă 3-4 copii acasă și situația medicală, avem o cunoaștere medicală obiectivă, adică dincolo de părerile noastre subiective, că o fi, că o păți, că se poate întâmpla nu știu ce, există totuși un registru obiectiv de constatare în spațiu medical în care se poate aprecia starea mamei și starea fătului este de așa natură încât salvarea fătului este 99% improbabilă și în situația asta ce să-i spui femeii? Păi 1% va trăi, dar tu oricum mor dacă te duci până la capăt. Și ce e mai de folos? Să ții mama și să crească cei 4 copii? Sau să ții copilul care 99% este și handicapat și acefal și nu știu cum și șanse de supraviețuire sunt aproape zero? Pentru că tu zici, lasă că face Dumnezeu o minune. Nu știu dacă e bine să gândim așa. Deci mama nu poate hotărâ duhovnicul, dar mama îi se poate spune că decizia ei este suverană. În locul ei nu poate hotărâ nimeni. Dar trebuie să se prezinte obiectiv și părerea că există pocăință. În situația în care, iată, putem fi și așa, să mama să nu poată, copilul să nu supraviețuiască. Nu știu dacă e bine ce am zis, dar... Părinte, dacă mi-a îngăduit, aș pune o întrebare care se potrivește și subiectului, dar cred că și subiectului conferinței care a trecut, și anume paradoxuri ortodoxe. Îmi pare rău că nu am fost. Așa, ies pe drumul meu. Eram la București atunci. Oare e un paradox nașterea, crearea Evei de către Dumnezeu? În ideea că pe om, pe Adam, Dumnezeu l-a făcut după chipul și asemănarea lui, adică o ființă și 3 ipostasuri Dumnezeu, omul a devenit mai o multitudine de ipostasuri ca și consecința căderii. Nu? Oricum, pare că creația Evei e un paradox, pentru că Dumnezeu știind, probabil că Adam va cădea, a gândit lucrul acesta, dar pe de altă parte și ispita de la Satana a venit prin Eva la Adam. Oare poate nu exista posibilitatea ca... Să se divide. Nu, mă gândesc că poate Satana, dacă l-a abordat direct pe Adam, poate că nu reușea, nu îi zbândea în ispita. Să dați voie să vă răspund printr-o povestire evreiască și printr-o... Adică, dacă este un paradox crearea femeii, cred că e cel mai frumos paradox care există. Fără discuție. Așa. Poate am mai povestit din Talmud sau unde apare problema asta la evrei, tare frumoasă. Și
știți că la evrei femeia totuși este inferiorizată și privită un pic mai pe, un pic mai pe o scară mai jos. Și totuși unii rabini cugete foarte frumos. Și se spune că după ce Dumnezeu l-a creat pe Adam, Adam era atât de frumos încât Dumnezeu a rămas în contemplarea lui. E un fel de a zice, pentru a arăta perfecțiunea omului inițial. Și dintr-o dată Dumnezeu a exclamat, pot să fac ceva și mai frumos. Și a făcut pe el. Deci, Eva a făcut numai rău. Nu, acum, venind din coace, unde n-a spus bine problema, și iertați-mă că o zic așa, că e vorba de doctrină de data aceasta, a spus că Adam a fost făcut după chipul lui Dumnezeu și apoi a fost făcută Eva și s-a mulțit nu știu ce ipostasul, cum a zis. Nu e așa. În teologia patristică, pornind la conceptul biblic, spune acolo la Geneze, și i-a făcut Dumnezeu pe bărbat și pe femeie după chipul său. Deci nu a făcut pe Adam după chipul lui Dumnezeu și după femeie ca un element secundar în care se răspânge un chip din Adam către femeie. Nici vorbă. Se pare că acest chip al lui Dumnezeu este pe pereche. Deci tensionarea bărbatului spre femeie și a bărbatului a femeii spre bărbat, o regăsire ontologică se numește, adică o regăsire ființială. Bărbatul și femeia își aparțin prin structură. Noi nu iubim pentru că ne-am biologizat la vârsta X și au apărut nu știu ce declanșări hormonale, ci noi iubim pentru că iubirea este structurală naturii umane. Asta pe de-o parte. Deci chipul lui Dumnezeu se regăsește de plin în bărbat și în femeie, fără nicio diminuare în unul în celălalt. Pe de altă parte, a zis că, și poate a zis pe bună dreptate, că există și scriitori sau chiar părinți bisericești, fac o paranteză, limbajul care vi-l spun scriitori și părinți bisericești este foarte precis. Scriitorii bisericești sunt acele personalități din primele viacuri, prin 8 viacuri ale bisericii, care au greșeli de doctrină, dar care au și lucruri bune în doctrină, în perpetuarea și interpretarea doctrinei apostolice, a revelației. Părinții bisericești sunt cei care sunt denumiți, definiți ca atare, cele personalități din primele 8 viacuri ale creștinismului, care sunt, în afară oricărei greșeli doctrinare, în interpretarea și în magazinerea și transmiterea, predarea revelației de la apostoli până către noi. Deci există la anumiți scriitori și uneori și la anumiți părinți bisericești sentimentul că Eva ar fi fost mai aplecată înspre a fi ispitită, că genul feminin ar fi mai aplecat înspre senzualitate. Nu cred că e vorba, sau că ar fi o fire mai slabă, nici vorba. Nu a avut Eva cu nici un milimetru chipul lui Dumnezeu mai puțin decât Adam, sau un har al lui Dumnezeu mai mic decât al lui Adam. Motiv pentru care, și dacă s-ar fi îndreptat spre Adam, povestea era aceeași. Dacă diavolul s-ar fi îndreptat spre Adam, povestea era aceeași a căderii. Pentru că acea cădere însemnează prinderea omului într-o rațiune altfel decât rațiunea dumnezeiască. Te prinzi într-un dialog în care îl înlocuiești pe Dumnezeu ori cu tine, ori cu lumea, ori cu mărul și muți dependența din Dumnezeu înspre ceva. Care îți aduce ce? Moartea. Ei, în sensul ăsta, și-ați mai zis un lucru care iarăși nu este în tradiția răsăriteană creștină, ci doar în tradiția puseană apare, pe la Augustin, Tertulian, Augustin și urmați scriitori fac cariere din ea, prin Toma d'Aquino, faptul că nașterea prin legătura trupească între bărbați și femeie este o consecință a căderii. Noi nu gândim așa. Sunt care gândesc în felul acesta că păcatul inițial a fost chiar legătura trupească între cei doi. Dar a fost o teză emisă în primele viacuri creștine, condamnată de biserică, parcă encatiștii sau care și nicolaiții. Ei erau împotriva căsătoriei și împotriva femeii care o priveau foarte, un pedestal foarte jos. Și căsătoria era privită ca un fel de îngăduință, un fel de bunăvoință din partea lui Dumnezeu, dar acolo avem de-a face cu o șerpărie instinctuală, nu avem de-a face cu nimic sfânt, sexualitatea este ceva care nu trebuie abordată, trebuie să te ferești de ea pentru că e un lucru tabu, sacru, nu știu de care ori fi,
nu ține de normalitatea umanului și ar trebui să ne rușinăm de ea, să ne ascundem și că toată păcatul primordial ar fi ceva de genul ăsta, sau alte teze care spune că păcatul primordial ar fi o legătură trupească dintre diavol și dintre Eva, tot felul de lucruri de felul ăsta, că perioada lunară a femeii ar fi consecința acestei legături cu diavolul și de aici necurăția femeii, deci lucruri deviante de la spiritualitatea creștină. Părinții nu le-au confirmat. Teologia patristică și teologia răsăritului ortodoxă nu are în vedere așa ceva. Legătura dintre bărbați și femeie este văzută în spațiul îndumnezeirii, în spațiul sfințeniei. Patul este curat, este sfânt, este nepătat, este neprihănită legătura trupească dintre soți. Poate am spus cu o altă ocazie acea afirmație grozavă a Sfântului Ioan Gură de Aur. Spune, legătura de iubire dintre bărbați și femeie, lamura, adică partea cea mai curată a femeii și lamura, partea cea mai curată și mai profundă a bărbatului, esența și chintesența unei și a celuilalt, se adună la un loc și se mislesc viața. Se vorbește în niște termeni de neprihănire. Dacă noi pervertim lucrurile în sensul în care a zis Părintele, în care despărțim fie conceperea de sexualitate, în care absacrizăm lucrurile una de altă, atunci, sigur, ne mergem în alt domeniu. Dar e vorba de lucrurile firești și lucrurile lăsate în voia lui Dumnezeu. Și tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune că legătura dintre desfrânați nu este rea, pentru că e legătură trupească între unul și celălalt și ei ar fi necurați prin legătura trupească. Nu, ci prin reaua folosirea unei capacități pe care Dumnezeu a pus-o în firea omului. Adică o folosești prost, nu trebuie. Și nu trebuie o împlinești. O actualizezi răsturnat. Dar legătura în sine e neprihănită chiar aceea dintre curvari. Pentru că Dumnezeu n-a zidit ceva rău, un afect rău în firea omenească. Că altfel îl face pe Dumnezeu autor a unui rău tău sau a unui rău. Deci în felul ăsta văd lucrurile. Sigur, există versul din Psalmă și în păcate m-a zămislit Maica mea, se referă la faptul că ne naștem, ne zămislim în lume, primind sau transmițând prin modul nașterii noastre, firea căzută. Deci, dacă ne-am fi născut, poate prin rânduiala lui Dumnezeu, nu prin legătura trupească, ci ne-am fi născut altfel, prin urechi. Zic așa, Iurea. Deci, prin diviziune celulară, sau cum ne-am fi născut, tot aceeași era, tot în păcate mă zămislea Maica mea. În sensul în care nașterea noastră din părinții noștri se face nu o consecință a păcatului, transmite natura umană supusă morții. Nu e legătura trupească, nu este consecința păcatului. A păcatului primar. A păcatului primar, nu este consecința păcatului primar, nu. Nașterea, dacă n-am fi căzut, oamenii s-ar fi mulțit. Printr-o sexualitate nepătimașă, neinstinctivă. Una care era subordonată unei legături, unei ordini spirituale desăvârșite. În care și plăcerea era plăcere, dar nu stihială, în sensul care o cunoaștem biologică de astăzi. Era o biologie care era de un alt tip. Nepătimașă. Dezvoltă de Sfântul Maxim Mărturisitorul tema aceasta a afectelor pătimașe și nepătimașe de care ziceți. Am și o întrebare. De exemplu, morții care mor fără lumânare. Da. Nu știu cum să mă exprim, dar... Dacă e bine sau rău? Da. De exemplu, fratele meu a făcut infarct și murit și l-a găsit după 10-15 minute. Da. La far sau când să... Deci răspunsul este prin particularizare. Nu prin generalizare, adică nu putem să dăm un răspuns, este rău sau este bun. Normalitatea este cu lumânare. De ce? Imediat după ce suntem botezați, scoți din cristelniță, se aprinde lumânarea la botez. Deci lumânarea când mergeți la botez copilul, nu insistați să vi se aprinde când dați să începe slujba. Că nu atunci se aprinde. Se aprinde după ce copilul este scos din apă. Știu că și eu tot opream pe domnul Dumitru, când veneau cu copilul, el mergea să aprinde lumânările. Până am simțit de mai multe ori și am de vezi de treabă. Eu știam mai bine când trebuie și cum trebuie.
Nu, nu se aprinde atunci, pentru că el încă nu e luminat. Suntem în situația în care sunt exorcizările, e altceva. Și după ce este scos din apă, este renăscut, se aprinde lumânarea și zice, dă-mi mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. De atunci încoace, orice reaprindere a lumânării este o reconfirmare a botezului. O reconfirmare că stau în răscumpărarea lui Hristos. Când aprind o lumânare, eu mă găsesc în împărăția lui Dumnezeu. Nu mai sunt în întunericul morții. Este o manifestare a unei stări în care m-a așezat Dumnezeu. Și atunci, ultima aprindere a lumânării este pe patul de moarte. Arătând, eu mă duc în împărăția lui Dumnezeu, de aia se pune, și dacă omul este inconștient, pe cei ai casă, îi pun lumânare în mână, să-i aprind o candelă. În sensul în care trece dincolo, unde trece dincolo? Acolo unde a trăit. Cu lumânarea aprinsă. Acum, asta este normalitatea și regula. Însă, nu toate situațiile în care omul nu are culmânare înseamnă și netrebnicie. Eu mă întreb dacă Sfântul Ioan Ozevitul a murit culmânare. Dacă Sfântul cel de la București, Dimitrie Basarabou, a murit culmânare. Dacă Moise Arapul, din Pateric, care era atât de desăvârșit încât atunci când nu înțelegea o întrebare din Scriptură, întreba pe Moise și vorbea cu Moise. Și îi spune, mâine pe vremea aceasta vin barbarii și distrug tot de vor tăia prin sabie, fugiți. Și el nu fuge, zice, eu am fost tâlhar, am ucis și se urc, ceea ce n-am răscumpărat este felul de a muri. Ce crezi că și-o mai aprins lumânare înainte? O vin barbarii și o tăia. Am auzit că acum de Paști, nu știu, se face lumânare, nu știu cum. Vă spun și asta imediat. Deci vreau numai să vă spun că nu întotdeauna lipsa lumânării indică și netrebnicia omului. Normalitatea ar fi să avem lumânare. Dar dacă s-a întâmplat că nu avem lumânare, când trecem dincolo, nu asta mă disperă. Că s-ar putea să nu fiu împărtășit niciodată și eu să am lumânare în mână. Deci nu lucrurile acestea sunt chiar definitorii. Ele sunt normale, într-o normalitate de viață creștină. Dar când viața e mai complexă, e altceva. Și s-a procedat, cum ziceți dumneavoastră, prin tradiție, dar nu printr-o rânduială, oarecum recunoscută și consacrată în spațiul bisericesc, într-un chip canonic, ci doar printr-o tradiție duhovnicească, a unor duhovnici care au încercat să salveze lucrurile și au spus, da, a murit fără lumânare, în Joia Mare când se bagă Paștile, aduci lumânare cu care se poartă Paștile, există niște tradiții de băgat a Paștilor în biserici, la orașe nu se mai țin, la sate sunt evenimente. Sau în noaptea de înviere, iară se duce o lumânare care, cu care se slujește la înviere, care să fie pentru sufletul celui care a murit fără lumânare. Se practică lucrurile acestea. Eu nu zic că sunt rele, nu zic că sunt bune, ele se practică. Cei care le fac și cred în ele, eu cred că Dumnezeu le primește. Cei care nu le fac și nu cred în ele... Dar și am auzit cu ceva cu lumânare cu flori, dar nu știam... Unde se dă și cum se dă? Păi, lumânarea cu flori pentru că se dă în Joia Mare și se păstrează pentru noaptea de înviere, când se veniți de luați lumină. De acord. Mulțumesc frumos, sărmânare. Vreau să-ți avut o emisiune acum, duminică, acum e doar aici, deci am vorbit ceva de flori. Despre? Despre ziua de flori. Spune că n-am auzit. Dar n-am auzit, cred că m-ați confundat. Și ați avut acum câțiva așa. 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 O fi fost, probabil reluată din an de când nu știu. Despre flori? Da, despre spiritele. Postul Sfintelor Paști este un post care, la biserică, am zis de mai multe ori, la începutul postului, că este o cale către înviere. Calea către înviere este ca și calea către casă, nu? Dacă e 100 de kilometri, când ai mai făcut 100, ai mai făcut 100 și ai mai făcut, sau, mă rog, 10, 10, 10, nu știu cum. Ajungi aproape de casă. Și drumul postului finalizează la cele 40 zile la flori. La flori, când avem de-a face cu o vreme liturgică cu semnificații foarte profunde.
împrumutate sau manifestate sau arătate aceste, cum le zice, semnificații, cel puțin în două dimensiuni, în Evanghelia care se citește, în salcile care se țin în mână, ia pe străi, și într-un obicei al călugărilor din Orient, care în vremea postului, începând cu prima duminică din post sau prima zi de post, ieșeau în pustie și se torceau peste 40 de zile la Florii. Vreme în care fiecare petrecea fără să știe unul de altul, fără să știe cum petrece fiecare. Și veneau pentru împărtășire la Florii. Și s-a luat obiceiul de la această întoarcere ca de Florii toată lumea să se împărtășească. A fost o vreme în biserică în care nimeni în ziua de Florii nu era să nu fie împărtășit. În legătură cu Evanghelia și cu evenimentul zilei respective. Atunci este vorba de intrarea Mântuitorului în Ierusalim, când pruncii aceia dezbrăcau hainele, le așterneau pe cale în fața Mântuitorului, Mântuitorul călca pe asinul, călca pe ele și striga Osana, bine se cuvânta cel ce vine în numele Domnului. Și purtau stâlpări de finic, acolo noi stâlpări de răchită sau de salce, cum zicem. Care e semnificația? Faptul că după căderea în păcat, se spune acolo că Dumnezeu a îmbrăcat pe Adam și pe Eva, le-a făcut îmbrăcăminte. Această îmbrăcăminte, le-a dat haine de piele, este tâlcuită fără greș în toată teologia părinților, că e vorba de îmbrăcarea noastră în instinctualitatea sau în biologia morții, în starea noastră trupească, care se degradează, se duce către moarte. Noi am intrat într-o stare de a fi, într-o stare existențială, care mă duce ireparabil către moarte. Și ni se spune aici la Florii că Mântuitorul ia mânzul asinei, pe el să aștern, cum le zice, hainele apostolilor, așa spune acolo, ucenicii și-au pus hainele pe asină, Mântuitorul se pune pe hainele acestora, care stau pe asină, și asina pășește peste hainele puse de oameni pe drum, care își dezbrăcau hainele. Care e semnificația acum? Acum la Florii, lucrarea restauratoare a Mântuitorului, adică de dezbrăcarea noastră din condiția căderii și a morții, din biologia morții, posibilitatea învierii, are loc acum. De aceea postul finalizează la Florii. Și apostolii dezbracă haina lor și o pun sub Hristos, pentru că Hristos transmite în cadrul bisericii, prin apostol, harul deslegării de păcat. Asinul și mânzul asinei reprezintă în traducerea întâlcuirea părinților neamurile și pe evrei. Dezlegați și aduceți la mine. Dacă vă vor întreba de ce faceți așa, să spuneți că îi trebuie învățătorii și vă vor lăsa să-i luați. Dezlegarea aceea înseamnă dezlegarea de necunoașterea lui Dumnezeu și de diavol. Se aduc la Hristos mânzul asinei și asina, adică neamurile, toate popoarele și toate și evreii se aduc la Hristos, peste ele tronează oarecum apostolii, în sensul că vestesc întruparea lui Dumnezeu pe pământ și continuă în biserică vestirea aceasta și păzesc tezaurul acesta întrupării lui Dumnezeu pe pământ, de aceea Hristos se pune pe hainele lor și prin ei se dăruiește revelația din generație în generație, adică cunoașterea lui Dumnezeu și împărtășirea de lucrarea lui Dumnezeu, iar mânzul asinei pe care Dumnezeu este încălecat reprezintă animalitatea noastră. De acum, în animalitatea noastră, în condiția căderii, a intrat în viere, a intrat Dumnezeu și ne dezbracă de haine aceasta, de aceea are loc dezbrăcarea hainei. Și cei care își aștept haine pe cale, dezbracă și ei, pentru că ajung la capătul postului. Adică noi, după 40 de zile de postire, dezbrăcăm iraționalitatea intrată în fire, din cuvânt, din priviri, din auz, din simțiri, din toate. Ajungem prin post totul să fie reașezat în Dumnezeu. Și de aceea se dezbracă haina la Florii și intră și pășește Hristos peste ea. Iar salcile care se țin simbolizează viața nouă pe care învierea firii omenești. Că firea omenească o drăslește și dă lăstari vii.
De aceea la Florin se mai fac și procesiuni de la o biserică la alta sau prin cetate, pentru a arăta că trăim deja învierea cea de obște ni s-a dăruit. Așa se va cânta atunci, învierea cea de obște, încredințând-o pe Lazar din mormânt la inviat. Va fi imnul Florilor. Deci în mare cam asta e. Asta trebuie să facem și noi, un pic de... Să știți că eu de bine, am primit, eu m-am sesizat o zi, dacă mă aud acum pe asensit, am încurcat-o rău. Trebuia să organizez de Florin deva pe procesiune, așa am uitat și e târziu, gata. Vreau să vă mai întreb, dacă mulțumesc. Avem rude foarte aproape, eu am avut un verișor primar care a murit la 23 de ani nebotezat. Așa. Părinții lui erau ortodoxi, botezat. Îl puneam, nu știu dacă e canonic, pe pomelnic sau la parastas. Sau... De ce a murit nebotezat? Nu a vrut el, a vrut părinții? Nu. El mic n-a fost botezat. Era perioada ateie. Părinții lui au fost botezat. Au ajuns la concluzia când el s-a născut, nu l-au botezat. Și a murit la 23 de ani nebotezat. Așa și? Și eu într-o vreme îl puneam pe pomelnic, dar nu dacă e canonic, sau la parastas, sau dacă ne putem ruga pentru sufletele acestea foarte apropiate, dar nebotezate. Suntem pe două planuri. Există un plan oarecum restrâns, sacramental. Sacramental înseamnă sacramentele sau tainele, limbajul catolic este sacramental, dar e un limbaj frumos. Sacramente, lucrurile sfinte, noi le zicem sfinte taine. Botez, mirungere, euharistie, nuntă și cele șapte sfinte taine. Deci există un plan sacramental de care au părtășie doar ortodoxii, adică cei botezați. Motiv pentru care noi nu putem să ne împărtășim cu catolicii. Pentru că încă nu am depășit comuniunea asta sau separația sacramentală. Deci, nu-i putem pomeni la liturghie, acolo unde, cu numele fiecăruia, se ia o fărâmă din prescură și se pune în trupul și sângele Domnului, în potir. Absolut toți care pomenim aici și se scot din prescură, pentru fiecare persoană se scoate o fărâmă și se pune în potir. Ei, aici nu putem să-i pomenim pentru că ei nu aparțin trupului bisericii. Pe pomelnic, deci nu se poate. Când e vorba de liturghie, aici nu putem să-i pomenim. Dar când e vorba de alt plan, să zicem de un plan al parastasului, de un plan al unei rugăciuni particulare, atunci nu cred că mai putem îngrădi dragostea și grija de celălalt în niciun fel. Adică noi nu-i pomenim la liturghie în sensul că îi refuzăm sau îi desconsiderăm, ci în sensul în care nu îndrăznim să călcăm libertatea omului nici după moartea lui. El a decis să nu aparțină bisericii. A decis să nu aparțină trupului tainic al lui Hristos. A decis să trăiască în afara împărtășaniei. Și atunci, cum mi-aș permite eu ca preot sau dumneavoastră ca urmaș să decideți în spațiul libertății lui? Asta e motivul pentru care nu-i pomenim, nu pentru că nu cineva e reticent. Nu pentru liturghie, dar la un parastas sau... Se poate, se poate. Și în rugăciunea particulară se poate. Părinte, de ce dată în Vinerea Mare, în mormântare, prima zi de Paște, se poate? Foarte bine. Cântăm canonul Învierii. Mulțumesc. Da, se poate. Nu-i nicio rezultat. Nuntă de ziua Sfintei Cruci, după aceea cântăm, se poate? Nu se poate. Poate se poate. Nu se poate. Mulțumesc. Păi o să vedeți că nu se poate, pentru că am refuzat cu acte în regulă toate cererile de anul ăsta pentru ziua de 14 septembrie. Știu că e sâmbătă și am primit cel puțin 10 cereri și oameni veniți în săinătate și nu-s fixate. N-avem ce face, nu se apropie. Și care s-au întâmplat? Este un canon sau...? Păi care s-au întâmplat, să le fie de bine. Mulțumesc! Dar... La părintele, probabil. Eu nu mai răspund el dacă un părinte considera că... Nu, septembrie, deci se poate nuntă? Nu. Zi de post. Se poate dacă e cu muzică de post și cu mâncare de post, nu? Am și o întrebare. A spus că de Florii se termină postul. A, dar se termină postul? Foarte bună întrebarea, că n-am terminat. De-aia, că multe ori nu știu, că... Postul are
două etape. Are prima etapă, cei 100 de metri, am făcut 90 de metri până duminica respectivă. Și ne avem 10 metri până la ziua învierii. Respectiv, în săptămâna mare, nu mai lucrăm noi nimic ale mântuirii. Săptămâna mare este săptămâna patimilor lui Hristos. Și în săptămâna mare, tot ceea ce se lucrează pentru mântuirea noastră nu mai ține de noi ca persoane. Noi nu mai participăm de data aceasta, oarecum așteptând darul lui Hristos pe care îl face El în fiecare zi. Și în fiecare zi în săptămână are Evanghelie specifică, înțeles specific, o lucrare aparte pe care Dumnezeu o face pentru mântuirea noastră. O treaptă de izbăvire din moarte. Și atunci, în săptămâna mare, lucrarea este exclusivă a lui Dumnezeu. În celelalte, este și osteneala noastră. Dar în săptămâna mare, se amplifică participarea noastră la foame și la post. Nu se dezleagă Dumnezeu. Se termină postul mai ușor, receptul ăla mai greu. Am întrebat despre post și este conștiință de voi și despre pastele contraceptive. Mai un pic că vorbește cineva. Da? Conștiințele pastelelor și tămăduirea păcatul acesta. Păi, tămăduirea vine odată prin încetarea, să nu mai fie funcțional păcatul. M-am oprit. Și apoi de aici există rândul el canonic, să vă vedem. Conștiința păcatului, și da, și nu. Nu știm pe cine să credem. Există două grupe, sau două feluri de oameni de știință în spațiul medical. Unii care fac știință, având în vedere comisioanele care se fac de către firmele producătoare de medicamente, iar alții fac știință medicală, având în vedere acestea, dar făcând lucru științific, de probitate științifică maximă. Eu am citit, că sunt obligat să citesc, aproape toată literatura la care am acces, ca și concepte, că nu avem acces la literatura de specialitate medicală, sunt termenii specifici. Dar acolo unde, până unde te poți duce cu înțelegerea termenilor, am citit pe domeniul ăsta și am întâlnit două tabere. Una care spune pilula contraceptivă este contraceptivă și una care spune pilula contraceptivă este contragestativă, de fapt. Și sunt glasuri care spun că și în rândul medicilor există o atitudine pro-avort și pro-anticoncepție sau pro-contraceptivă, pentru că există comisioane teribile din partea acestor mari producători de medicamente. Există glasuri în rândul științei care spun nu. Pilula aceasta efectiv modifică structural funcționarea organismului, dar modifică structural de așa natură încât te trezești cu cancer de sân după nu știu câți ani, dar îl modifică. Oricum, îi modifică funcționalitatea și nu se întâmplă avort. Și nu sunt abortive, ci sunt contraceptive. E greu de spus până unde și de unde. Repet, în lumea medicală și chiar a participat la simpozioane medicalo-teologice pe tema asta și erau împărțiți. Cei în comunicările lor științifice erau împărțiți. Unii spuneau sunt contraceptive doar unele dintre ele și restul sunt contragestative. Sau alții veneau cu teza că aceste medicamente contraceptive schimbă structura poroasă a uterului și o fac una foarte alunecoasă. Și copilul mai se, embrionul nu se mai poate, nu știu cum se numește prima dată, plus de concepție nu se poate nida. Și se elimină fiziologic. Și avem de-a face cu avort hormonal, zic ei, în limbajul medical. Dar nu știu, deci e o dispută între medici. Problema este la moraliști, în spațiul eticienilor religioși, sau, mă rog, cine religioși, în spațiul eticii, problema este de intenție. Adică, până la urmă, legătura trupească, vreau să o izolez de procesul nașterii de copii și aici e problema. Mă duc în încrederea către Dumnezeu, mă duc și nasc. Pe de altă parte, există o voce a eticienilor dinspre lumea americană către noi, oameni de o știință rară și din spațiul eclezial, Engelhardt, spre exemplu, Fundamentele Bioeticii, în care un pic
lămurești sau șansă altfel lucrurile. Spune, legătura trupească între bărbați și femei nu este subordonată nașterii de prunci. Ci ea se întâmplă între două persoane purtătoare de valori și iubire. Vorbesc de soții. Pentru că, zice, dacă ar fi legătura trupească doar în vederea nașterii de copii și doar subordonată acestui act, atunci de ce biserica ar mai binecuvânta căsătorii la 55 de ani? Când femeia fiziologică mai poate naște și e menopauză. Și biserica binecuvintează și nu binecuvintează o căsătorie ideatică, ci o legătură trupească. Deci nu putem să mergem nici pe linia extremă în care orice legătură trupească pe nașterea copilului, dacă nu-i nașterea de copii, e spurcăciune. Nu putem merge nici pe linia contracepției, ci problemele, repet, au o rezolvare în dialogul duhovnicesc între cei ce se spovedește și duhovnic și în multă rugăciune. Lucrurile se rezolvă de la, familie la familie. Dar biserica acceptă folosirea calendarului? Biserica nu s-a pronunțat într-un chip canonic sau oficial în problema aceasta. Nu s-a pronunțat, s-a pronunțat Biserica Romano-Catolică. Ea s-a pronunțat din decret papal. Papa Ioan Paul al II-lea a decretat în Humanum Vitae într-un decret papal și a spus ce ziceți dumneavoastră. Întrucât Dumnezeu a așezat în organismul femeii niște ritmuri, unele propice procreierii, altele nu, și întrucât omul, prin cunoașterea pe care tot Dumnezeu a dorit-o, cunoaște aceste ritmuri, și întrucât legătura trupească de bărbați, de soți, de bărbați și femeie, nu este o legătură care ține numai de natură, ci ține de voință și de persoană, și de dăruire responsabilă unul către celălalt, observarea acestor ritmuri firești nu este păcat. Este teza romano-catolică. Biserica ortodoxă nu s-a pronunțat la nivel de canon sau de decret în sensul acesta. Și lasă lucrurile din nou la latitudinea duhovnicului. Însă moraliștii, bunoară Părintele Ilie Moldovan, de care v-am pomenit, spune până la urmă problema nu este de metodă, ci de intenție. Și atunci problema se pune că vinovăția se resimte și. Însă, întreba mai devreme cu ierarhia păcatelor, sunt păcate și păcate. Sunt vinovății și vinovății. Deci nu putem să le egalizăm pe toate și nu putem să punem un jug de familii, de tinere, care nu sunt în stare să-l poarte. Jugul abstinenței, poate unul e în stare, poate cealaltă nu e în stare. Abstinenții între sau numai nașterii de copii. Deci lucrurile sunt întotdeauna lucruri de dialog și lucruri de spovedanie. De aceea, eu zic că Ortodoxia a avut și are înțelepciunea să nu se pronunțe și să nu intre cu reguli în viața intimă a nimănui. Vreau să vă întreb și eu ceva. Da, deci, pe masa Sfântului Altar se găsește Duhul și Sângele Domnului Iisus. Permanent, da. Și când trecem pe lângă biserică, trebuie să ne îl impunem, salutăm pe Iisus. Dacă trecem pe lângă biserica catolică și greco-catolică, nu știu, parcă simt nevoia să zici, da, dacă și aici este Sfânta Împărtășare. Și dacă vă desface cruce, ce veți păzi? Ce veți păzi? O poți face în două feluri. Poate v-am mai spus, dar se înregistrează lucrurile astea și nu-ți de dorit. Nu le puneți pe internet decât cu jumătăți de măsură. Se mai aude și într-un spațiu în care să nu fie auzit. Obișnuit să-mi fac cruce așa mai... și până la semafor câteodată, uitam și păseam cruce. Dar nu intenționat, instinctiv veneam. Pe lângă case de rugăciune, baptiste, pentecostale, făceam cruce. De data asta deliberat. Și copiii mei foarte revoltați. Păi cum îți faci cruce? Acolo ce-i sacru? Nu știu dacă e ceva sacru sau nu. Ce pot să spun este că oamenii se adună în numele sacrului acolo, că ori fi în adevăr sau nu, asta ține de noi teologii să discutăm.
dar poate că mă rog, îmi fac cruce ca Dumnezeu să le dăruiască să fie sacru și acela. Dacă eu urez ortodoxie și pe acolo și eu caut restul la ortodoxie trecând și pe lângă ei, păi nu fie un spațiu profund de ortodoxie și în catolicism și în greco-catolicism? Nu chiar așa s-a băgat Dumnezeu numai la ortodox. Bisericile catolică și ortodoxă între ele recunosc tainele, numai că nu se pot împărtăși împreună din același potir. Le recunoaștem. Și noi lor, dar, și catolici. Există totuși niște diferențe doctrinare fundamentale, funcționale de data aceasta în toată spiritualitatea și catolică și ortodoxă, pe de o parte și pe de altă parte la nivel funcțional, doar la nivelul teologic, de dialog teologic. E vorba de filio pentru ei, cucerirea Duhului și de la Fiul, numai de la Tatăl, lucru care introduce, din punct de vedere doctrinar, un dublu principiu în Sfânta Treime și de aici se duc lucrurile cu raportul la ființă, la persoană și ce constituie ființa lui Dumnezeu și persoanele din Dumnezeu, apoi raportat la natura umană și diviziune care se duc, deci se duce spiritualitatea pe rând. Aici asta este un lucru care ne oprește de la comuniune sau intercomuniune. Mai există infailibilitatea papală, care papa ex catedra vorbește infailibil, adică fără de greșeală și doctrinară și umană. Și ca urmaș a Sfântului Părtul pe Pământ? Și ca urmaș, este teza catolică. S-a scris Grigorie Temarcu, era un mare glasco de Noul Testament și are o carte celebră care se citează. A fost papa primul, a fost Petru primul papa al Romei? Era cu semne întrebare. Și o lucrare consistentă în care dezbătea dacă Petru a fost la Roma sau nu a fost la Roma episcop. E o altă discuție. Dar lumea romano-catolică se revendică. Primul papă a fost Petru la Roma, după care urmașii lui Petru, întrucât Petru a fost verbovnicul sau întâi stătătorul între apostoli, prin urmare, sau în consecință, episcopul de Roma este, în ordine ierarhică, întâiul stătător în rândul tuturor episcopilor creștini. Lucru confirmat la Sinodul I și la Sinodul II Ecumenic. Deci s-au confirmat lucrurile în sinoade, cum că există o ierarhie între scaunele episcopale. Roma veche primul, Roma nouă, Constantinopol al doilea și apoi merge către Alexandria, Constantinopol și Ierusalim. Era Constantinopol, Antiohia și Ierusalim, bine am zis. Asta ar fi ordinea recunoscută canonic, dar asta e vorba de o ierarhie în cazul mai mulți, ca și când mai mulți preoți. Unul stă în mijloc și unul dirijează sau conduce toată adunarea liturgică și are dreptul la anumite formule pace tuturor și mai știu eu ce formule din slujbă, dar ei sunt egali, nu sunt cu har mai mult sau mai puțin. Și orice decizie este sinodală. Așa a fost biserica primară. Mai târziu, când apare ruperea papalității din poziția aceasta de egalitate înspre întâietate și jurisdicțională și că, m-a zis, infailibilitate, adică capacitatea de a fi fără de păcat, fără de greșeală, în orice exprimare doctrinară, lucru infirmat de istorie, pentru că au fost papi eretici și condamnați de Biserica Universală. Deci, în momentul în care apar problemele acestea, a fost încă un punct de despărțire între noi și ei, între răsărit și între apus. Apoi a fost problema azimelor, respectiv împărtășania cu pâine de ospită sau pâine de ospită. Problema se duce mai departe, când a avut loc cina de cea de taină, ce a fost la cina cea de taină, pâine de ospită sau pâine de ospită. E o poveste întreagă teologică, cu texte din Scriptură, cu traduceri, cu ce înseamnă artos, toate problemele teologic sunt decantate. Și mai este problema vieții de dincolo, stărilor vieții de dincolo, rai, iad și purgatoriu. Ei, astea sunt cele patru puncte care ne despart și care au produs un dialog de sute de ani și o despărțire destul de dură. S-a depășit filioque, s-a acceptat, Biserica Romano-Catolică a acceptat că este o învățătură nouă, introdusă târziu, după secolul VI, în biserică, și s-a rostit crezul, care rostim și noi împreună catolicii, fără filioque, prin întâlnirea Patriarhului de Constantinopol cu Papa. S-a depășit și problema azimelor, în sensul în care s-a socotit că pot fi tradiții liturgice de pline și într-o parte și în alta și să nu facem atacaz.
se poate depăși cu ușurință problema purgatorului, în sensul în care facem și noi rugăciuni pentru morți și spunem că se poate scoate dintr-o stare în altă stare. Nu numim purgatorul, ci numim oameni care încă au trecut cu păcate dezlegabile, dar nedezlegate, au trecut dincolo și putem, prin dragostea noastră și prin jertfa vieții noastre, să aducem milostivirea lui Dumnezeu pentru ei. Și într-un fel lucrurile ar mai putea fi nuanțate, deci nu e un dialog imposibil teologic, însă în problema primatului nu s-a făcut niciun progres. Și câte vreme nu putem, aici nu mai putem merge, pentru că decizia doctrinară în creștinism a fost întotdeauna sinodală. Nu s-a mai întâlnit un sinod panortodox, tocmai pe înseamnă întregi ortodoxii, tocmai pentru că lipsește episcopul de Roma. Și când vine și el, atunci e sinod ecumenic. Din 787 n-am mai avut un sinod ecumenic. Acum se pregătește sinodul panortodox, adică doar ortodoxilor, cu ordine de zi deja stabilită. Dar nu putem ajunge la dialogurile preliminare între teologi. Una vor vrea episcopatul, alta este gândirea doctrinară a teologilor. Pentru că se există în spatele fiecărui episcop sau teologi, care duc, de fapt, biserica, sau doctrinari care întotdeauna veghează ca să rămână lucrurile, că un episcop nu poate întruni totul în biserică. Deci el are nevoie de sprijin, de unelte de lucruri. Avem profesori de dogmatică, specializați doar pentru dialogul cu catolicii, care nu fac decât 20 de ani de școală, care nu fac altceva decât problema asta. Deci politica bisericească de tipul ăsta există și bine pusă la punct și lucrurile nu sunt la întâmplare. Se încearcă, cu disperare încercăm să depășim distanțe dintre noi, dar din nefericire le-au blocat greco-catolicii. Apariția greco-catolicilor atât de dură după 90 în România a blocat dialogul dintre ortodoxie și catolicism. Eram într-o situație înaintată a dialogului și revenirea lor pe scena istoriei, în care nu mai știam ce sunt și în care a apărut din nou prozelitismul și lovitura în România și în Biserica Ortodoxă, aici am blocat, pentru că Papa i-a sprijinit și atunci am zis, dacă voi faceți prozelitism și încă loviți în noi și suntem tot în evul mediu, pune punct în dialog. Și de la Balaman a fost o întâlnire unde s-a papalitatea a recunoscut că nu este soluție greco-catolicismul de unitate a bisericii, toate că se numesc uniți, nu este soluție viabilă și trebuie să se intre normalitate și au fost declarați tot uniții catolici. De fapt, noi nu mai avem acum biserică unită. Avem biserică catolică de rit oriental, de catolică. Asta e denumire oficială, că în popor nu se știe și tot uniți, rămân și greu catolici, asta e altă poveste. Și uite că suntem în impedimente. Dar nu ne putem împărtăși reciproc, pentru că împărtășirea din același potir înseamnă unitate doctrinară. N-am ajuns acolo și nu putem încă să primim la potir, ne primim potir la potir unii pe ceilalți. De aceea este și rugăciunea ecumenică, negată de foarte mulți. Ecumenismul este o problemă delicată. Nu mai intru. Tu ești Petre și Petre. Adevărul mai este adevăr dacă nu este de plin. Părinte, nu... nu este... nu este neadevăr în totalitate. Dacă soarele bate afară și sunt... adică e răsărit soarele și sunt nori, mai e lumină dacă sunt nori și nu văd soarele? Că nu-i soarele de plin? Păi e lumină. Deci, nu putem nega că din moștenirea apostolică, din adevărul primar apostolic, din fondul ortodox, ortodox înseamnă dreapta mărire a lui Dumnezeu, perceperea dreapta lui Dumnezeu, asta înseamnă ortodoxie. Și asta este fondul apostolic. Ei, nu putem să negăm că din acest fond apostolic n-a rămas o bună parte de ortodoxie dusă în catolicism. Pentru că 800 de ani am avut același fond apostolic și am avut aceleași sinoade și aceeași viețuire liturgică și împărtășire reciprocă.
Ei, în momentul în care în 1054 ne separăm, pentru să nu ne închipim catolicii, intră într-un vid de ortodoxie. Ei se separă, dar intră, se numește prima schismă. Și au apărut niște nori în care nu se vede soarele de tot, dar lumină este. Chiar dacă nu este adevărul de plin, Părintele Serenoae numește biserici nedepline lucrul acesta. Și nu putem să spunem că în lumea catolică, în lumea protestantă, nu există un rest sau o mare doză de ortodoxie. Și nu știu dacă Dumnezeu nu s-a legat de acolo, de ei. Dar creștinii sunt pe pământul ăsta ca un miliard. Ca un? Cam un miliard, aproximativ. Ca și ceilalți? Un miliard. Ca oameni. Miliard. Un miliard, da. Și ceilalți 5 miliarde, ce-i cu ei? Nu sunt tot viitorii Dumnezeu. Da. Sunt două registre, asta vă spuneam și mai devreme, cu împărtășirea și pomenirea. Este un registru al bisericii care l-au primit pe Hristos și un registru al firii. Un registru al creației lui Dumnezeu, care încă nu l-a recunoscut pe Hristos ca fiind Dumnezeul întrupat. Și în registrul ăsta știm unde e Dumnezeu și în registrul ăsta știm că ar putea fi Dumnezeu. Înțelegeți? Sunt două etaje. Adică, în budism este Dumnezeu. Păi dacă ar fi să iau doctrinal, este numai demonism. Dar există tendința către Dumnezeu. Există căutarea către sacru. Și atunci eu știu unde e Dumnezeu, dar până unde se întinde Dumnezeu, chiar nu știu. Eu nu pot să-L trasez pe Dumnezeu, numai... ieri am fost la o întâlnire cu doi tineri sau trei tineri care ne-au spurcat pe internet, știe doamna. Că nu știu ce se întâmplă într-o rezervație supranaturală în care sunt doi vulturi care nu dă să piară și pierd dacă omul pătrunde până acolo cu pasul și dacă se mai face și un schid, mor vulturii și pică din cer. Și îmi spunea, zice, că 100 de metri mai jos se poate. Și am zis, domnule, vulturii i-ați educat să nu meargă să zboare cu 100 de metri mai jos. Deci așa e și închistarea aceasta de refuz a spune că Dumnezeu este și în planul general uman. Păi chiar așa să-L băgăm pe Dumnezeu într-un țarc? Noi știm unde e Dumnezeu. Știm cum a lucrat Dumnezeu, știm cum s-a întrupat Dumnezeu. Și avem șansa să fim ortodoxi. Dar asta nu înseamnă că într-un spațiu religios uman general nu este puterea lui Dumnezeu. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că tot ceea ce viază, tot ceea ce există, are în rădăcină lucrarea Duhului Sfânt. Ce vreți mai mult? Numai că de aici și până la pervertire și închinare demonică nu e decât un pas. Și religiile acestea naturaliste se mișcă între demonism și între o religiozitate naturală frumoasă. De aceea religiile din afara creștinului sunt și frumoase și periculoase. Sunt frumoase pentru că ameliorează condiția umană și dau tot ce se poate da mai bun din firea religioasă a omului, și sunt periculoase pentru că pot aluneca foarte ușor dinspre o religiozitate firească și frumoasă înspre închinare la idoli sau la drag. De două ori era să zic, acum o zic, de o lună de zile mă ține un editor că nu poate să aranjeze notele de subsol. Și o să apare cartea Rugăciune și Imaginație. Și în cartea aia se zbate prima parte, problema asta, cui ne rugăm, cum ne rugăm, dacă e Dumnezeu acolo, dacă e Dumnezeu acolo, în partea ultimă, ecumenismul și rugăciunea. Așa că... Așteptăm apariția. Cum poți să te ierți pe tine însuți pentru păcatele făcute în trecut? Întrebați-l pe Părintele Nicolae Steiner, a scris în Dăruim vei dobândi, că trebuie să iertare are și treapta aceasta, să te ierți pe tine însuți pentru păcatele făcute în trecut. Păi, odată să te poți ierta, să nu pui faptul iertării pe seama ta. Noi nu ne putem ierta. A ierta în limbajul teologic și biblic înseamnă a distruge, a pironi o realitate trecută proastă și a reface viața, a recrea viața. Ori eu nu pot face asta. Eu dacă am mințit, minciuna rămâne chiar dacă nu mai mint niciodată. Ea rămâne, acolo am făcut-o. Spovedania este actul prin care las pe Dumnezeu, aduc lui Dumnezeu în față, uite, am mințit, eu nu mai pot face nimic, dar tu poți. Dumnezeu care este Creatorul și este în afara timpului, El nu are trecut și viitor,
este un prezent continuu și o lucrare continuă, Dumnezeu asumă trecutul meu prost, îl pironește în taina crucii sau spovedaniei și îmi redă viața nouă în împărtășanie. Deci Dumnezeu mă poate ierta, eu nu mă pot ierta. Dar eu trebuie să-mi lucrez iertarea. Deci nici asta să nu, cum am zis aici în expunerea de dinainte, adică Dumnezeu în taină pironește păcatul, dar după aceea eu trebuie să trăiesc în hotarele împărăției Dumnezeu unde El mă pune. Că dacă eu, Dumnezeu pironește păcatul și mă duc înapoi, de unde am plecat? Păi vine iar înapoi să-L pironească și... Nu mai repiram. Cum să revii la ceva ce nu ai fost în viața asta, adică la a fi asemenea cu Dumnezeu. Noi rămânem asemenea cu Dumnezeu undeva în nucleul nostru ultim. În eul nostru primar, noi rămânem chipuri ale lui Dumnezeu. Și chipul deja presupune un grad de asemănare. Că nu poți fi după chipul cuiva fără să fie asemenea cuiva. Și acolo noi încă suntem, deci în momentul în care ne naștem, noi suntem după chipul lui Dumnezeu. În momentul în care ne botezăm, tot chipul lui Dumnezeu s-a restaurat în noi. Și atunci noi am fost, prin botez, făcuți asemenea lui Dumnezeu. Și pe urmă Dumnezeu ne-a lăsat, ne-a dat tot harul ăsta la îndemâna libertății noastre. Acum fă ce vrei, rămâi asemenea mie sau du-te pe unde vrei. Dumnezeu respectă libertatea în continuare. Sfântul Ciprian de Cartagina, de solidaritatea bisericii, are o afirmație de genul acesta. Să te întorci la ceea ce ai fost făcut. Asta e viața creștină. Asta e tot mersul în viața creștină. Întoarcerea la ceea ce ai fost făcut. Pe noi am fost făcuți în tainele de inițiere, în botez, în mirungere, în părtășire, consângeni și contrupești cu Dumnezeu. Am fost făcuți într-o interferență de fire. Firea lui intră în firea mea, firea mea intră în firea lui. Și să nu ne temem de lucrurile acestea, să le afirmăm. Și zice, adu-ți aminte de ce ai fost făcut și întoarce-te la ceea ce ai fost făcut. Deci asta e viața creștină până la spiritualitatea. Întoarcerea la ceea ce am fost. Deci nu este ceea ce n-am fost în viața asta niciodată, dar chiar am fost. Iubești să fii sfânt, faci aceleași păcate, deși vezi că nu-i bine, vezi că ești un om de nimic, că în adâncul tău sunt balauri care din când în când scot capete și răbunești, deși încerci să ignori, să-i camuflezi cu un calm aparent în ochii celorlalți. Spovedești toate păcatele, gândurile și totuși nu te îndrepți, te adâncești mai mult și nu te mai poți ierta și totuși ai nerușinarea să crezi că odată poate vei merge și tu în rai. Frumos cuvânt. Da, așa este, exact cum a scris. Dumnezeu cere de la noi să fim nerușinați. Ca și văduva din Evanghelie, să nu avem rușine, să te batem, să te cerem. Dăm și rezolvăm situația. De câte ori cazi, de câte ori te ridică și te vei mântui. Că avem în noi, cum ziceți, lucrurile acestea, așa este. Așa este pe două coordonate. Pe coordonata, cum îi zice, ereditară și pe coordonata ambientală. Pe coordonata ereditară, mama și tata se transmit în mine cu tot ce înseamnă universul lor personal. Și bunicul, și bunica, și străbunica. Și în sâmbul ăla ereditar, care mă va constitui pe mine ca om, în toate genele acelea care mă configurează, port în mine pe-ai mei. Și atunci, deja port, cum a zis aici, că nu știu ce avem înăuntru, camuflat. Avem acolo ceva balaure, așa balaure a zis. Avem niște balauri primiți de undeva. Pe urmă se adaugă componenta ambientală. Adică se adaugă vremea de sarcina mamei, se adaugă modul cum mă crește, cum alăptează mama, se adaugă grădinița, se adaugă școala, se adaugă educația, se adaugă toate. Și toate mă fac pe mine, mă configurează, permanent. Și toate introduc în adâncul inimii balaurii ăștia. Dar în același timp, mediul ambiental pentru mine înseamnă și ereditate, pentru mine înseamnă și botezul. Unde toată informația proastă a părinților este transfigurată și mi se dă posibilitatea să fiu liber în fața propriei mele eredități. Să fiu liber în fața determinismului, păcatelor părinților mei. Dacă tata a fost bețiv, eu nu pot
zic, m-am născut dintr-o dată bețiv cu necesitate, zis pe râpă, că mi se duc prin gene, mi se transmite niște stări. Fals. Am fost botezat, sunt liber în fața destului tatălui meu, în fața beției tatălui meu, în fața sinuciderii părinților mei, sunt liber. Însă, prin botez, urmează ce fac eu după aceea. Și atunci totul se regisează în acest adânc al inimii sau în acest subconștient. Și eu când mă spovedesc, nu fac altceva decât să cobor până unde pot. La început cobor până unde merge mintea. Care minte merge până în subconștient sau inconștientul colectiv? Niciuna. Deci zona de minte nu poate să coboare niște registre interioare. Nu ne cunoaștem pe noi. Nu știm ce purtăm în noi. Dar când mă spovedesc, îmi aduc aminte de una, azi. Urmă, data viitoare, când vin la spovedanie, deși n-am mai făcut de o spovedanie altă nimic, vin cu încă 20 din trecut. După ce mai vin cu 20 din trecut, la următoarea spovedanie, deși am fost cu minte, îmi aduc aminte de încă 50. Adică cum? Din adâncul ăla, când am scos la suprafață ceva, mai iasă ceva, mai iasă ceva, și tot se actualizează la nivelul minții, la nivelul gândului, la nivelul stărilor. Ele vin. Dacă mi se îmbie libertății mele, dacă eu în dialogul cu ele mă prind și sunt bătut și practic ciobeit din mine, atunci ele se întorc înăuntru meu mai înrădăcinate, mai fortificate. Dacă nu le primez respovede și când vin gândurile, am arma aceasta, Doamne Iisuse, și pun punct gândurilor ăstora, ele zboară, nu mai vin. Și vor veni altele. Și pentru că noi avem atâta informație proastă în noi, de aceea, până la capăt, tot din nevoie, cu cât ne spovedim, cu atât suntem mai păcătoși. E normal. Cu cât nu ne-am spovedit, cu atât am avea sentimentul că nu suntem păcătoși, că suntem în regulă, dar să fim în foarte mare de regulă sau neregulă. Aici e paradoxul ortodoxiei, nu știu care zice paradoxul. E paradoxul că pe măsură ce mă spovedesc, de fapt, eu mă tot scot din profundul meu toată ereditatea proastă, toată informația ambientală proastă. Și atunci, de aceea, de la fiecare spovedanie se mulțesc și gândurile, se mulțesc și stările, și căderile, și neputințele. Pentru că tot ce port în mine năvălește dinăuntru în afară. Dar dacă mă tot împărtășesc, poate am șansa ca Hristos să facă ordine de fiecare dată în mine. Până la urmă, chiar în rai ajung. Legat de chipul lui Dumnezeu, ca să vă întreb, că Sfinții Părinți zic ceva în genul că suntem supunii Dumnezeu în sensul că firea gânditoare a minții, nu doar că Dumnezeu trupească. Nu zic Sfinții Părinți așa. Zic unii dintre scriitorii bisericești care sunt influențați de origenism și de platonism. De platonism și prin Origen și prin Evanghelie duse ideile acestea și în spațiul literaturii teologice patristice. Nu zic așa. Dimpotrivă, opțiunea fundamentală a ortodoxiei este chipul lui Dumnezeu, este pe persoană. Și persoana are trup, se actualizează în trup, se actualizează în suflet. Și taina chipului dumnezeiesc este și în partea sufletească și în partea trupească. Nu în sensul că Dumnezeu ar avea membre, trup, ochi și ar fi după forma noastră. Ei s-au oferit unui părinți să scrie lucrurile acestea despre chipul lui Dumnezeu, că se referă și la partea trupească, pentru ca nu cumva să se dea să de înțeles că noi am avea, adică Dumnezeu ar avea organe ca și noi, mâini, picioare, ochi, urechi, etc. Dar taina chipului este o taină care cuprinde, este pe persoană și persoana are, se actualizează și în trup și în suflet. Eva a făcut pocăință pentru păcatul săvârșit. Nu știu dacă întrebați sau semnul scamării. A plâns, a spovedit Domnului în Duh, Dumnezeu a dezlegat-o de păcate, a iertat-o, Eva este în rai, este sfântă, noi nu putem ierta pe Eva și încă o acuzăm, probabil, după atâția ani. Eva plânge în rai? Nu. E bună întrebarea. În primul rând că Eva nu s-a pocăit în rai, nu a plâns în Duh. Că dacă ar fi plâns în Duh, atunci nu, căderea era șteasă la început. Dacă Adam, după cădere, nu s-ar fi ascuns și ar fi făcut pocăință, dar Adam ce face după cădere? Zice, Doamne, nu eu, Eva, pe care mi-ai dat, adică tu ești de vină, că mi-ai făcut-o, că dacă nu mi-o făcea, eu nu păcătuiam.
ceva în genul ăsta, se numește în etica filozofică determinism. Adam este primul determinist, adică păcatul vine cu necesitate printr-o realitate creată de Dumnezeu, nu prin libertatea mea, nu prin opțiunea mea. Cam așa au gândit Adam, avea dialectică filozofică. Eva se continuă, formă șarpele. Deci, iată, Eva nu s-a pocăit, dimpotrivă. Dacă ar fi asumat păcatul, se oprea păcatul atunci și era deslegat. În cartea aceasta care o să apară la problema metaniei trupești, cum ne rugăm ce semnificația metaniei, părinții spun că primul gest al diavolului după ce Eva a păcătuit și Adam i-a fost să nu facă metanie lui Dumnezeu. Că metania înseamnă plecarea mea, am greșit, m-am dus, m-am făcut una cu țărâna și indicarea ridică-mă, înviază-mă, dă-mi învierea. Și a ferit să nu facă metanie și a ascuns în rai. I-a dus să i-a izolat de metanie, așa că nu a făcut pocăință, că dacă făcea și Eva este în rai, acum, în sensul nu acum, ci este în rai de la învierea lui Hristos. Pogorârea la învierea nu însemnează ieșirea lui Hristos din mormânt. Și învierea Domnului înseamnă coborârea la iad și sfârmarea puterii morții și a iadului. Asta e învierea. Când învierea nu însemnează deschiderea mormântului și un Hristos cu un stea care flutură pe acolo. Astea sunt ieftinătăți apusele. Și învierea înseamnă coborârea la iad și uitați-vă în icoană, Hristos este cu cei doi, Adam și Eva, care îi ridică, odată cu ei ridică pe toți cei ce și-au păstrat nădejdea în venirea lui Mesia. Și pe coordonatele firii religiei naturale, ce a zis înainte, au trăit pe coordonata conștiinței morale naturale, adică a unei îndreptări spre moralitate din fire. Deci este în rai și nu plânge, se bucură. Da. Iar noi dacă o acuzăm, o acuzăm că suntem misogini, să știți, nu pentru că... Din perspectiva Sfintelor Scripturii, cel mai greu păcat ar fi până împotriva Duhului Sfânt. Dacă luăm așa, vorbim despre arhia păcatelor. Și este singurul păcat care nu se iartă. Da. Dacă puteți să explicați, în perspectiva Sfintelor, să explicăm puțin să dezvoltați subiectul. Exact. Păcatele împotriva Duhului Sfânt... Cum s-ar traduce da. Și exact, dacă se poate exemplifica sau aproximativ? Deci Mântuitorul, parcă în Matei, capitolul 12, te aduc aminte, apare problema aceasta, orice păcat va face omul împotriva Fiului Omului, se va ierta, dar păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta. Acum, Hristos când vorbea lucrul acesta era un om care avea îndrăzneala să afirme că este Dumnezeu. Și avea în spate o argumentare de ce afirma că minunile erau suprachirești. Dar faptul că îl vedeau ca om nu puteau să accepte Dumnezeirea. Și atunci, în marea iubire a sa de oameni, a spus, orice păcat împotriva mea se iartă, că nu puteți pricepe taina aceasta a legăturii dintre Dumnezeu și om în mine, a prezenței deodată și neamestecată. Însă păcate împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. Care e lucrarea Duhului Sfânt în istoria mântuirii? Este pogorârea și întemeierea Bisericii. Și atunci păcatul împotriva Duhului Sfânt este păcatul care vine împotriva Bisericii, care se fundamentează în mare pe credință, pe nădejde și pe iubire. Rămân acestea trei. Și câte vreme aceste păcate sunt funcționale, nu pot fi iertate. Spre exemplu, credința zice ateism sau credința eretică, în care îl vezi pe Dumnezeu și îl confunzi cu un animal cu corne și te închini lui. Deci, astea sunt devieri de la revelație, de la credință. Și dacă tu rămâi în ele, nu Dumnezeu te osândește, ci faptul că tu, libertatea ta, respinge pe Dumnezeu, însemnează că și la judecate din urmă, tot așa cum așa acolo. Îi spui, nu te vreau, pentru mine dacă n-ai corne, nu ești. Deci Dumnezeu respectă libertatea și la judecata finală, când va fi ultima încercare Dumnezeu de a ne mântui. Și atunci credința sau necredința lui va spune, nu te accept. Și optezi pentru a nu fi cu tine. Și asta înseamnă iar. Iubirea, câte vreme nu este și ura este funcțională,
nu Dumnezeu te respinge, Dumnezeu este iubire, este comuniune. A urâ însemnează să te separi de cel care te cheamă la comuniune. Ori în momentul în care ești pe pământ și urăști pe Dumnezeu, în momentul în care treci dincolo și rămâi cu ură, că nu treci dincolo și începi să-L iubești. E un nonsens. Încet te prinde moartea, în aceea devii la nesfârșit. Și atunci ura ta trecând dincolo nu se stinge împotriva lui Dumnezeu, ci se amplifică împotriva lui Dumnezeu. Iar mântuirea înseamnă comuniune cu Dumnezeu. Veșnicia înseamnă intrarea în relație de la persoană la persoană. Ori nu se iartă, nu în sensul că Dumnezeu nu vrea să ierte, ci în sensul că El se respinge, El se separă de viața veșnică. Nădejdea este tot pe aceeași codonată, care presupune aruncarea ta sau proiectarea ta în Dumnezeu, într-un viitor în care toată sesătura este între tine și între veșnicie, între tine și împărăție. Nădejdea înseamnă să ai finalitate împărăția lui Dumnezeu. Ori dacă tu o respingi și nu vrei, ești într-o deznădejde care nu înseamnă simplă lipsă de rost, ci însemnează contranădejde, adică o virulență de împotrivire unei nădejde creștine. Păi dacă treci așa dincolo, cum? Deci păcate, împotriva Duhului Sfânt, se pot păstra negarea celor trei principii din spuse în... Deci cele trei din mare, pentru că el, din ele formă derivă, din virtuția acestea teologice fundamentale, credința, nădejdea și dragoste, derivă toată viețuirea noastră creștină. Ori dacă noi rămânem cramponați în ele, nu Dumnezeu nu le iartă. Și câte vreme sunt funcționale, eu mă exclud pe mine de la comunia cu Dumnezeu, cu viața. În sensul ăsta trebuie înțelese. Pentru că eu dacă sunt acum atent și anul viitor sunt pusnic în numele lui Hristos, păi ce, pentru ateismul meu nu mă iartă Dumnezeu? Păi dimpotrivă. Câți atei, câți sâlhari n-au luat înaintea celor care au încercat să fie credincioși toată viața? Deci sunt iertabile dacă nu rămânem până la capăt cu ele. Atunci Dumnezeu nu mai poate trece peste libertatea mea personală din rău. Ne oprim? Numai sunt două anunțuri de făcut și până facem rugăciune. Două sau trei, voi fi foarte, foarte rapid. Cum astăzi se încheie ciclul de conferințe organizat de Asociația Logos Deva în acest post al Paștelui și cu domnul Dan Cerdor, președintele asociației, nu este prezent astăzi între noi, atunci în calitate de vicepreședinte voi face anunțurile foarte scurt. Este important să luați la cunoștință aceste anunțuri pentru că se referă în principal la acțiunile tutentă socială și de ajutorare pe care le-am făcut zilele acestea și care nu ar fi fost posibile fără ajutorul dumneavoastră, adică fără cotizațiile pe care le-ați dat, fără donațiile care le-ați făcut, fără pachetele care au fost aduse. Deci la centrul de plasament de la Brad, la centrul de copii, au fost duse 35 de pachete cu îmbrăcăminte, încălțăminte și jucării second hand, și 23 de pachete cadou conținând caiete, cărți de colorat, creioane colorate, carioca, pixuri, produse de igienă pe categorii de vârstă, lejerii de corp, dulciuri, suc. Iar la centrul de sănătate de la Publisha, la centrul de adulți, au fost duse 63 de pachete cu lucruri second hand, tot așa, îmbrăcăminte, încălțăminte, lejerie, 90 de bucăți de cozonac, 100 de kilograme de mere, 20 de icoane sfințite pentru saloanele celor în suferință. Apoi, chiar dacă vom face o pauză de la conferințe, cotizațiile vor merge în continuare și cei care vor să dirigeze acel 2% din impozitul pe profit, noi avem aici formularele 230 care trebuie completate și duse la administrația fiscală din domiciliu sau trimise prin poștă. Oricum este doamna Angela aici și vă poate îndruma pe toți cei care doriți. Și nu în ultimul rând vreau să vă anunț că pagina noastră de Facebook, Asociația Logos Deva, da, va funcționa în continuare chiar pe perioada în care pare că noi facem pauze, așa, deci nu suntem activi. Lucrurile nu stau chiar așa, dar nu intru foarte mult în detalii. Vă recomand pagina atât pentru dumneavoastră, cât și pentru copiii dumneavoastră, pentru nepoții dumneavoastră. Nu este o limită de vârstă acolo. Pagina de Facebook cuprinde anunțuri care se postează în fiecare zi,
de la sinaxarul zilei, la acțiunile pe care le facem noi ca asociație, dar și nu numai, pentru că noi ca asociație avem în spațiu virtual, ne ocupăm și de promovarea site-urilor ortodoxe, a muzicii ortodoxe, a iconografiei, a cărților care apar. Toate acestea apar, deci în fiecare zi se fac postările. La un moment dat, eu mă ocup de partea asta în spațiu virtual și eram tentat chiar să renunț. Am zis chiar așa în fiecare zi, dar pe măsură ce am văzând că da, numărul crește și chiar zilnic sunt cei care ne cer accesul pentru accesarea paginii, acum am ajuns cam la 500, am fost motivat să continui, chiar dacă, inclusiv site-ul Episcopiei este al nostru, al Deveșii Hunedoare. Dar deci cuprinde pagina de Facebook o sinteză a principalelor site-uri. Ați reținut, nu vreau să vă spun mai multe. Vă mulțumim și vă dorim de pe acum anul asociației, vă doresc să aveți sărbători fericite de Paști sau de Paște, Părinte, cum se spune? Nu e corect. De Paște. De Paște și toate cele bune. Toată lumea o colecție. De Paște fericit. Păi Paște. Domnul, unde e și în viața? Se pare că e numai un plural din limba. Din limba ebraică se pare că e un plural. N-are, e defectiv de numără. N-are singular. Nu știu cum e. Am învățat cumva, dar am uitat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cu bine să ne separe de rastă, pe cine ne tine ne separe de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de Cherubini și mai slăvită fără de asemănare de Xerafimii, care crezi rugăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai Iisus, pe tine cea cu adevărat născătoare Dumnezeu te slăvim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Părinte, Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu, cu a Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în veci, în veciul. Amin. Sărbători fericite și în curiență.